215, 117 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și dispoziția numărul 54 din 9 februarie 2018 a primarului orașului Dărmănești, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 16 februarie. Primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29 ianuarie. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Doamna președintă, trebuie să vă informez că domnul Mihai este în sală. Da. Avem un invitat la ședință, domnul Mila Gheorghe. Dacă doriți să participați la ședință, sunteți binevenit. Dacă nu, vă ascultăm. Sau la diverse, ne adică. Nu-i mai bine la diverse, să... La diverse. Ai bine mai mult, rămâi la toată ședința sau nu? Nu, nu, nu. Are rost să stai la să vă încurc pe dumneavoastră. Nu, atunci nu. Ok, aveți cuvântul. Trei minute scurte. Mă interesează dacă s-a mai intervenit în problema gunoiului în localitatea noastră. În afară de faptul că s-a mărit prețul, s-a dus 9,70 lei. 9,97 lei, și nu mai contează. Un preț care este foarte mare, depășind prețul Germaniei la gunoi, este una din probleme. A crescut prețul la gunoi, a crescut cu 10% taxele și impozitele, care sunt foarte mari. Sunt foarte mari, ținând cont că la foarte multă lume a scăzut salariile. Situația este cea pe care o vedeți sub dumneavoastră, nu prin grup. Sunt conștient că toată lumea este conștientă de ce situație trecem, care va fi, probabil, într-un viitor foarte scurt, mult mai grea. Pe mine mă interesează următorul lucru. Noi avem aici societatea Lignum, care are o proprietate în raza localității noastre. Care sunt taxele și impozitele care plătesc și dacă s-a mărit taxele și impozitele la Lignum? Asta a fost o proprietate a acestor cetățeni de pe vremea când erau răzeși și a venit boierul și a spus: voi munciți la mine și plătiți taxele și impozitele numai în aur, în bani. Oamenii lucrau vara la stână, duceau, se duceau și iarna lucrau la mină, să poată să-și plătească la mină, la salina, să poată să-și plătească taxele. A venit boierul, din momentul ăla a dispărut răzeșii și a rămas boierul. Și a preluat tot de la Dărmăneștei. Deci așa au fost dezmoșteniți efectiv Dărmăneștei. Taxele de la Rafinăria Dărmănești, pentru că noi plătim niște taxe mult prea mari pentru locuințele noastre personale, în raport cu ce plătește Rafinăria Dărmănești, care probabil că, așa cum este acum proprietate rusească prin ce s-a întâmplat, prin marile trădări de națiune care le-a făcut până nu recent și le fac și astăzi politicienii noștri, asta e situația. E o chestie pe mine că mă interesează care este prețul care plătește Lignum, prețul care plătește la Rafinăria Dărmănești. Dacă o să căutați, o să găsiți un document de pe vremea când s-a mutat satul Poiana Uzului. Iar satul Poiana Uzului, locuitorii efectivi ai satului Poiana Uzului, au avut dreptul la apă potabilă gratuită, nelimitată. La ora actuală plătesc și apa mai scump ca la Bacău. Ce aș vrea eu, a fost domnul Mila Fănică, care s-a ocupat la un moment dat a încercat să facă ceva referitor la limitele de proprietate a localității Dărmănești. În aceste limite a fost, dacă vă uitați sau dacă nu aveți, eu am adus o dată și nu mai este, o fotografie de la Castelul Belvedere din Viena, unde arată exact harta Imperiului Austro-Ungar. Iar harta Imperiului Austro-Ungar a venit din Ocloș la Vosok, a venit din Vosok la Brăuraț acum, e o placardă pusă de ei, nu au nicio problemă. Și a venit mai la vale această limită, la Paie,
Și acum spune, domnule, noi vrem până în preot poporâi. Probabil că se cantează până la aici, că nu e nicio problemă. La sălut. Are cine le da. Are cine să le dă. Nu e niciun fel de problemă. Așa. Ce aș vrea eu să știu, dacă terenul de sub baraj, terenul de sub luciu de apă din baraj, este retrocedat sau nu. Deci dacă terenul, acel teren a fost proprietate a poenarilor, Știrbei, după terminarea celui de-al doilea război mondial, a dat prin donație terenul 800 de hectare de teren, care a însemnat refacerea izlajelor de pășunar pe groapa lui Bunguș, Stâna Veche, pe partea din Șipoțăn și Ariniș. Alea au fost date către poenari, pentru că poenarii nu au vrut să mai întoarcă înapoi. Statul a fost distrus complet și nu au vrut să mai întoarcă înapoi. Erau festivale la Plopu și la Poduri. Au revenit înapoi, prințesa a făcut biserica la Dărmănești, la Poiană și s-a refăcut acel sat în zonă. Acum înțeleg că terenul respectiv a fost trecut în proprietatea Știrbei, fără să ține cont de donație. Orice donație, dacă în timp de 60 de zile nu este revendicată, deci eu nu mai donez, conform legilor care au fost probabil sunt și astăzi, nu mai donez, se poate anula donația. Dar nici azi nu există, n-a existat și nu există un document din care să iasă că Știrbei s-au fi cerut proprietatea noastră. A rămas apoi în ardu. Să ținem cont de un lucru. 20 de ani de zile nu s-au putut face, nu s-a putut face retrocedarea. Printr-un motiv foarte simplu. Nu existau acte oficiale și corecte. Prima dată s-au fabricat actele și pe urmă s-a făcut retrocedarea. Retrocedarea a fost făcută prin complicitatea domnului Ion Țiria, Călin Popescu Tărician, fostul prefect Berca, Comisia de Fond Forestier, de Fond Funciar Dărmănești, cu primăria și cei care își făceau treaba la timpul respectiv. Când am fost consilier la primărie, am cerut insistent să mă ocup de agricultură. Mi s-a dat partea economică. Azi, bă, dacă s-a rugat în agricultură, s-a terminat, rup de rup. Și n-am reușit să rup. Așa a fost să fie. Deci, încă o dată, repet, terenul de sub baraj. Cine este proprietar, azi, probabil că este scris și în documente, este scris, taxele și impozitele care le plătește Ligma, probabil plătesc și ei acum, că eu, ca dărmăneștean, am plătit să duc buldozer până la Sălătruc. Așa a fost situația. Și am plătit, am dat 450 de lei. Pot să vă răspund la întrebări? Da. Mai aveți și altele? Mai am foarte puțin. Deci 7 întrebări ați spus. Deci, mă refer la zonele limitrofe ale localității Dărmănești. Pentru că Valea Uzului este proprietate a Dărmăneștiului și trecută în proprietatea ungurilor care au fost pe statele de plată ale firmei Rosenberg, fosta fabrică de cherestea, de la Valea Uzului. Deci acolo cei care au fost pe statul de plată au luat, au fost făcuți proprietari. Ei au pus un steag pe clădire unguri și a zis toată lumea cu ochii pe steag și ei pe dedesubt și-au făcut regulile. Au lucrat pas cu pas, adevărat, pas cu pas. Mă interesează Dumbrava, care nu, toată lumea a spus că nu se poate vinde Dumbrava pentru că nu există acte. Am fost S-a vândut. S-a vândut, domnule. Și s-a vândut cine a aprobat vândarea. Ea nu trebuia aprobată de există. Ocolul Dărmănești. Nu Ocolul Dărmănești. Nu Ocolul Dărmănești. Haideți să vă răspund la dumneavoastră. O secundă și am și terminat. Da. Deci este vorba de Dumbravă, care actualmente spuneți că s-a vândut, este foarte bine. Dumbrava, nu a existat acte pentru Dumbrava ca proprietate, iar pentru Dumbrava
și Castel, există acte că a fost pierdută la Cărță. Și a apărut cu totul alt proprietar, dar tot în numele de un Brătianu forfetat, așa. Nu Brătianu. Nu Brătianu. Basaran. Dar are un C în loc de E, are nu știu ce. Nu mai contează. Deci, domnul primar, da, dați-mi voie să spun, eu am înțeles, nouă probleme mi-am notat aici în ceață, nu mai crezi, domnul, ce ați spus dumneavoastră acolo. Primul lucru, mi-a spus prețul gunoiului. Prețul gunoiului este de 9,97 lei, este un preț unic la toate orașele din membre în Adis Bacău. Noi am avut anul trecut aprobat de Consiliul Local un preț mai mic și ca drept dovadă, pentru că nu ne-am aliniat la prețul cerut de cei de la Adis, știți că am avut gunoiul suspendat în luna noiembrie, decembrie și o parte din ianuarie 2018. Ca atare, pentru că suntem membri în acest Adis încă de și am semnat contract cu cei care erau la primărie din 2015, nu avem cum să ne, să aprobăm alt preț decât cel care a fost aprobat atunci în 2015 și care are o evoluție a prețului până în 2032. Orice primărie care nu este de acord cu treaba asta este exclusă din asociație și ca atare rămâne cu gunoiul la pat. În momentul în care discutăm, am primit o adresă de la Adis, pentru că Comăneștiul nu a fost de acord cu prețul, este pe ordinea de zi din 20 februarie propus să fie exclus Comăneștiul din această asociație. Deci prețul este unic la toate orașele din județul Bacău, prețul este de 9,97 lei de persoană și pe lună. La punctul 2, a spus că taxele sunt foarte mari la Dărmănești. Vreau să vă spun că în ședința din luna ianuarie, o parte din taxele de la Dărmănești au fost majorate cu 10%. Doar o parte, nu toate. Ce înseamnă 10%? 3,2% a fost inflația per total și diferența de 6,8% este majorare. În 2015 taxele n-au mai fost majorate la Dărmănești. Ultima majorare a fost făcută în 2015, da? Iar acum, repet, o parte din aceste taxe au crescut per total inflație plus majorare cu 10%. Raportat la localitățile din jurul nostru, Dărmăneștiul este cu cele mai mici taxe. În sensul că este, la orașul meu, este sub Comănești, este sub Moinești, este sub Târgu Ocna și sub Zlănii. Deci toate orașele din jurul nostru au taxe mai mari decât Dărmănești. Referitor la această majorare. Noi, repet, am crescut cu 10%, iar ceilalți au crescut cu 15% și așa mai departe. Plus că au avut majorări și în 2016 și în 2017. La punctul 3. Mi-ați cerut dacă Lignul plătește taxe și impozite. Vreau să vă spun că toate societățile comerciale și toate persoanele fizice de pe raza orașului Dărmănești sunt supuse hotărârii de Consiliu privind taxele și impozite. Și Lignul plătește exact la fel ca orice altă societate din Dărmănești. N-are alt tratament. Din cunoștințele mele, la nivelul 31 decembrie 2017, Lignul a achitat integral toate taxele și toate impozite. Da? Acum, ca să fiu foarte exact, că nu știu sume din cap, vă rog să faceți o adresă scrisă și în baza lui 544, legii 544, veți primi scris cât plătește efectiv impozit. Știu că e de ordinul sutelor, zecilor de mii de lei. Nu știu exact să vă spun cât. La punctul 4, rafineria Dărmănești, dacă plătește taxe și impozit. Vreau să vă spun că situația juridică a rafineriei Dărmănești, la acest moment, este cea prevăzută de lege, faliment și toate bunurile sunt la insolvență. La momentul ăsta noi avem de recuperat din anii anteriori în medie 540.000 de lei, deci maxim 600.000 de lei, lucruri pe care, sau bani pe care nu i-a mai încasat datorită faptului că a ajuns în starea de faliment. Și legea prevede foarte clar că în situațiile astea nu se mai pot, taxele, impozitele se opresc, da? Nu mai pot. Și ne-am înscris la masa credală. Vânzarea din o parte din bunurile pe care le are rafineria va veni să completeze aceste sume. Deci la acest moment rafineria nu plătește, sau cine e proprietar acolo, pentru că este în insolvență și așteptăm vânzarea bunurilor și din vânzările respective lichidatorul ne va trimite o parte din bani pentru acoperirea celor sume.
La punctul 5, a spus că apa este mai scumpă ca la Bacău. Fac precizarea, aș vrea să știți foarte bine, că Dărmăneștiul face parte din Asociația Adim și Asociația Adim și Crabul, da? Compania Română de Apă Bacău, are preț unic pentru apă în tot județul Bacău. Deci nu are cum apa de la Dărmănești să fie mai scumpă decât aia de la Bacău sau aia de la Onești. Toate unitățile administrative teritoriale care sunt alimentate cu apă de la Compania Română au același tarif. Deci prețul de la Dărmănești este la fel cu prețul de la Bacău sau de unde vreți dumneavoastră. La punctul 6 m-ați întrebat de limitele de proprietate și legat de zonele limitrofe cu trimitere directă la Valea Uzului. Vreau să vă spun că la acest moment limitele administrative teritoriale ale orașului Dărmănești sunt reglementate prin legea din 1968. Acel Consiliu de Ministri care a împărțit teritorial fiecare localitate. Nu există nicio modificare de la acel Consiliu de Ministri din 1968 până acum. Mai mult decât atât, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău ne-a trimis o adresă, pentru că și eu am auzit fel de fel de zvonuri, de povești, că e granița nu știu unde, o adresă din care rezultă foarte clar că actuala graniță între județul Bacău și județul Harghita respectă întru totul ce s-a prevăzut în 1968 prin acel Consiliu de Miniștri. Și avem reactualizată baza de date care spune foarte clar unde este granița actuală, adică unde a fost prevăzut în 1968. Mai mult decât atât, noi la momentul la care discutăm, suntem cu planul urbanistic general în reactualizare și sperăm ca, sau avem termen până la sfârșitul anului 2018, să reactualizăm acest PUG. PUG-ul vine să conștiințească încă o dată în plus granițele clare dintre localități. Noi avem aici o, să zic așa, o problemă, pentru că limita între Dărmănești și județul Harghita este limită și între județul Bacău și județul Harghita. Și aceste limite nu pot fi modificate cum vrea unii sau în cele din 68. Deci, la momentul ăsta sunt cele din 1968. Deci, eu vă spun date concrete, nu ce am auzit. Date concrete sunt datele din 1968. La punctul 7 ați cerut dumneavoastră terenul de sub baraj dacă este retrocedat. Deci Comisia Locală de Fond Funciar este organismul care pune la dispoziție terenul pentru retrocedat. Legea spune foarte clar că o persoană care a fost nedreptățită în decursul anilor poate solicita... Lăsați-mă să vă spun. Poate solicita. Deci eu am notat aici terenul de sub baraj dacă este retrocedat. Dacă este retrocedat către fostul proprietar, acum vă răspund. Atenție, acum vă răspund. Nu eu ca persoană. Dați-mi voie să vă răspund. N-am fost îndreptățit, dar am dați-mi voie să vă răspund. Deci vă spun mecanismul să înțelegi. Deci Comisia Locală, când propune un teren spre retrocedare, acel teren trebuie să îndeplinească niște condiții. Nu putea Comisia Locală să spună că e de acord cu retrocedarea terenului de sub apă, pentru că acel teren era ocupat de apă. Acel teren este proprietar statul român prin apele române, da? Și nu e clar subiect de retrocedare. Cine v-a spus sau de unde ați auzit, clar a fost o dezinformare. Deci, sub nicio formă, acest teren n-a fost retrocedat nimănui, nici lui Șpilbei, nici lui Basara. Și nici măcar n-a fost cerut, pentru că cu siguranță se respingea lucrul ăsta. Deci, terenul de sub baraj este proprietar statul român prin apele române. Un alt punct, am notat aici, Valea Uzului dată în proprietate. Da. Deci, vreau să se înțeleagă foarte clar că atunci când s-a făcut retrocedări în Dărmănești și Comisia Locală de Fond Funciar de la acea vreme, mă refer la anii 2005, a retrocedat câteva mii de hectare de pădure și nu știu câte sute de hectare de pășune, a retrocedat composesoratului și știți foarte bine Ocroș și composesoratului Sân Martin pe raza administrativ-teritorială a Dărmăneștiului niște suprafețe de pădure și niște suprafețe de pășuni. La acest moment sunt proprietari composesoratele Ocroș și composesoratele Sân Martin, dar pe raza județului Bacău, pe raza orașului Dărmănești. Deci nu s-a modificat granița. Da, ei au fost retrocedate aceste terenuri de Comisia Locală, Comisia Județeană, da, ei sunt proprietari, dar pe raza administrativ-teritorială a județului Bacău nu s-a modificat granița. Dacă ăla a primit terenul, s-a mutat granița dincolo. Nu, nu, nu,
Și la ultimul punct, m-ați întrebat de Dumbrava. Retrocedat. Dumbrava, așa cum o știm noi și cum o știți dumneavoastră, are suprafață de 139 de hectare. Este vorba de pădurea limitrofă proprietății Știrbei, fostei proprietăți Știrbei, castelului Știrbei. Și a fost retrocedată urmașilor familiei Știrbei, castelului, nepoților fostului proprietar, iar la scurt timp, după ce 2005, cred că prin 2007, a fost retrocedată și suprafața de 139 de hectare de pădure, vorbim de livad. La acest moment, proprietar este o altă persoană care a cumpărat de la foștii proprietari. Deci, mă întorc din nou și vă răspund că această Dumbrava, această pădure, este retrocedată. Proprietar este o persoană fizică care, la momentul la care discutăm, își plătește impozite, taxe, ce are el pe proprietatea respectivă. Cred că a fost suficient de clar. Dacă sunt nelămuriri, vă rog să-mi faceți scris o hârtie scrisă. Scris, da, și eu o să vă dau în baza, dar vă rog să invocați acolo legea 544, că altfel nu vă pot da date despre nu, domnul primar, legea 544. Nu, să vă aduc, ca să fie mai simplu, am să vă aduc documentele care s-au falsificat. Sunt cele mai bune. Eu vă spun care este situația acum. Eu nu zic că aveți sau n-aveți dreptate. Situația moșiei Ghita, dacă s-a luptat puțin pentru ea, a căzut. Așa se întâmplă și aici. Bermăneștenii au avut teren de aici, din gura Costei, și până la Crăcureni. Eu vă înțeleg și vă dau dreptate. Nimic. Știți ce era foarte bine? Nimic le-au primit. În 2005, când s-a făcut această retrocedare, era foarte bine. Dacă vă spuneați prezent și comisia locală de la vremea respectivă înțelegea că n-au dreptate. Mi-e pare rău. Deci eu vă spun niște lucruri care sunt constatate. Asta s-a întâmplat. Eram consilier, n-am avut dreptate. Știm cine se întâmplă. Mulțumesc. Haideți să intrăm pe ședință. Ai la diverse, s-a, da. S-a pomenit pe nu, dar era legat de ceea ce... Că ne lungim cu situația asta și nu mai... S-a pomenit de granițele de orașul de Căzăneș. Da. Eu m-am descărcat, fără să știu că va ajunge și mă va ajuta, pe telefonul meu mobil, un program care se numește Flight Radar. Cine l-a făcut, dar totul este deschis. Nu știu dacă e oficial, nu știu dacă... O să mă... Eu o să mă uimesc, o să mă duc să mă duc. Să vedeți unde este harta județului Bacău. Nu este nici Rața, nici în altă parte. Eu nu știu, eu nu știu programul ce reprezintă și cine l-a făcut. O să-l vedeți bine. Mărim România. Ne ducem la stația Bacău. Și o să vedeți granița la Ocluș. La Ocluș, pe un bine. Exact. Înseamnă că ăsta este actualizat. Înseamnă că este actualizat și... Tot a spus mai asta că v-a venit că doamne s-au respectat granițele de 1968. Deci, ce a fost stabilit de Consiliul de Miniștri din 1968 coincide cu situația de la oficiul de cadastru de la Bacău la momentul ăsta. Uitați că eu așa să oficiul de cadastru este pe pârâu. Deci Valea Uzului este la noi. Deci ce aveți dumneavoastră aici? Nu. Da? Este pe pârâu. Și uitați, mergem mai departe. Da. Mergem mai departe. Imediat intrăm în Agarse. Aici este un lucru. Vedeți foarte clar? Asta era un lucru. Păi da, și de ce acum... E apărurații indicator? Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2018. S-a discutat pe comisie, ai cuvântul doamna contabilă. Prin adresele numele 18-16-01-2018 și 111-10-2018, n-am fost recunoscut. Deci este administrația județeană a Bicebacă. Sumele și cotele de falcate. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și să încercăm să facem ceva pentru Dărâmnești, că e la o limită de sărăcie ca în ultimul. Eu nu mă refer cu câteodată. Am 50 de milioane, plătesc taxa acasă și nu știu de ce. 20 de milioane m-am pe deasupra niște amenzi de la poliție. Și
Mai dau vreo 300 de la pensiune. Sume de pagate din TVA pentru finanțare cheltuielilor deci centralizate, 2.967,50 lei, astfel, pentru finanțarea cheltuielilor materiale cu învățământ, 836.000 lei, pentru finanțarea drepturilor asistenților personal ai persoanelor cu handicap, 1.962.000 lei, finanțarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne, 91.000 de lei, finanțarea cheltuielilor de personal pentru evidența persoanei, 3.000 lei, plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, 3.000 lei, mai departe, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.0206, 4.723.000 lei, sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, 848.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit, 1.312.000 lei. Prin adresa 3.093 din 16.02.2018 de la Consiliul Județean ne-a fost repartizată suma de 250.000 lei din cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local. Astfel, veniturile totale ale bugetului local sunt în sumă de 18.456,20 lei, din care 6.851,70 lei venituri proprii. Cote defalcate din impozitul pe venit 1.312, sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 948.000 lei, impozite și taxe pe proprietate, 2.158.000 lei. Sume defalcate din TVA, citesc doar sub totalul, 7.840,50 lei, astfel 2.967,50. Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuielilor descentralizate și 4.873.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Autorizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea activității, 516,40 lei, alte impozite și taxe locale, 58,80 lei, venituri din proprietate, 290.000 lei, venituri vânzări și bunuri și servicii, 1.554.000 lei, subvenții, 90.000 lei și sume din Fondul European de Dezvoltare pentru proiecte, 3.674.000 lei. Ca pe partea de cheltuieli, totalul este de 20.290,20 lei. Astfel, la capitolul 5102, 2.940,35, capitolul 5402, alte servicii publice, 412,60 lei. Capitolul 5502, dobânzi, 16.000 lei. Capitolul 5602, transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației, 364.000 lei. Capitolul 6102, ordine publică și siguranță națională, 459,90 lei. Capitolul 6502, învățământ, 1.159,60 lei. Capitolul 6602, sănătate, 387,30 lei. Capitolul 6702, cultură, religie și recreere, 1.424,95 lei. Capitolul 6802, asistență și asigurări sociale, 2.477.000 lei. Capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 5.583,80 lei. Capitolul 7402, protecția mediului, 1.648,20 lei. Capitolul 8002, acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, acțiuni, 75.000 lei. Capitolul 8402, transportul, 3.341,50 lei. Astfel rezultă un deficit de 1.834.000 lei, deficit care va fi acoperit din excedentul anilor precedenți, astfel
pentru 590.000 lei pentru obiectivul extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată plus stație de epurare, 206.000 lei pentru obiectivul amenajare centru civic 2, 19,50 mii lei pentru obiectivul amenajarea peisagistică a liceului Dărmănești, 22.000 de lei pentru obiectivul amenajare parc zone verzi cartier Lapoș, 125.000 de lei pentru obiectivul asigurarea unui spațiu ultim de învățământ la școala gimnazială numărul 1 Rom din cartierul Brătulești, 800.000 de lei pentru obiectivul achiziție case de cultură, 50.000 lei pentru obiectivul achiziție teren fost amplasament CPU rafinărie pentru varianta ocolitoare, 21,50 mii lei pentru obiectivul extindere rețea de iluminat public în cartierul Păgubeni. Din proprietate 257,20 mii lei, venituri din vânzări de bunuri și servicii 402 mii lei. La partea de cheltuială, totalul este de 909,20 mii lei, astfel, învățământ 86 de mii de lei, locuințe, servicii și dezvoltare publică, respectiv piață 475,10 mii lei, capitolul 8310, agricultură, silvicultură și vânătoare 348,10 mii lei. Astfel rezultă un excedent de 250 mii lei, la fel excedent ce va fi acoperit din excedentul anilor precedent, pentru din deficit, pardon, care va fi acoperit din excedentul anilor precedent, pentru obiectivul amenajare târg săptămânal. Mulțumesc, doamna Contată, dar are cuvântul domnul Cumar. Înainte de a intra pe dezbatere, aș vrea să fac câteva precizări. Și pe lucrul ăsta, pentru că sunt inițiatorul proiectului de buget și am gândit împreună cu doamna contabil șef un buget care este axat pe investiții. Vreau să vă spun că din banii pe care noi îi colectăm la bugetul local, 45% sunt direcționați spre investiții. Și aș vrea să faceți o comparație cu ce se întâmpla înainte și mai exact, la preluarea mandatului, peste 80% din banii care se strângeau la bugetul local erau cheltuiți pe partea de funcționari și doar 10-15% erau investiți. Deci la acest moment am încercat să ne axăm în special pe partea de investiții și așa cum spuneam, 45% din banii pe care îi colectăm sunt axați pe proiecte, pe investiții. Ați văzut că vorbea doamna contabil șef de excedent. Anul trecut am făcut economii și la sursa A și la sursa E și am strâns niște bănuți în cont, nu i-am cheltuit ineficient, în așa fel încât anul acesta să putem să investim în prioritățile pe care dărmăneștenii le au. Anul trecut, sau mai bine zis, tot de la preluarea mandatului și până acum, am reușit din surse proprii și din fonduri din PNDL să asfaltăm peste 5 km de drum, de străzi. Străzile sunt principala prioritate și principala problemă pe care au ridicat-o dărmăneștenii. Acest buget pe care îl propun astăzi vine și vă propune ca până la sfârșitul anului să reabilităm aproape încă 5 km de străzi. În mare parte, unele dintre ele au fost asfaltate și distruse în urma lucrărilor de canalizare și aici fac referire la strada Orizontului și continuăm cu strada Brătulești până la monumentul Crucea din zona bisericii Brătulești. Vorbim de strada Chimiei, continuare în zona Cadar, strada Stadionului, strada Căprioarei, care propunem anul ăsta să fie reabilitate și reabilitare înseamnă că va fi turnat asfalt pe aceste străzi. Vorbim de investiții și asfaltări noi și am propus un kilometru de drum în cartierul Voiștea și am mai propus un kilometru de drum în cartierul Plopu și acolo n-au fost niciodată acele tronsoane pe care le propunem asfaltate și lucrările vor fi mai mari. Sigur că nu este singura prioritate pentru dărmăneșteni străzile, da? Deci străzile nu sunt singura prioritate,
avem nevoie și de cultură și de alte investiții pe care să le facem. Am avut luna ianuarie o întâlnire cu tinerii de la liceu Liber Românesc și în cor au cerut, au nevoie de o casă de cultură, au nevoie de un loc în care ei să se întâlnească, să poată să socializeze și să beneficieze de avantajele vârstei. De aceea avem în buget o propunere pentru achiziționarea casei de cultură de la Dărmănești, clubul, fostul club Rafinărie. Sigur că acolo trebuie, dacă se va hotărâ să-l cumpărăm, trebuie făcute și niște lucrări de reabilitare de investiții. Tot pentru tânăra generație și pentru sprijinirea culturii, sportului și așa mai departe, în luna decembrie știți că am achiziționat baza sportivă, fostul teren de sport de la Dărmănești și anul acesta venim cu niște lucrări de investiții acolo. Sunt proiecte care vin să rezolve și partea medicală și am propus aici reabilitarea unor spații care vor avea destinație clară pentru cabinetele medicale. Vorbim de mediu, de sănătatea cetățenilor și vedeți că avem un proiect care vine să cumva să scoată traficul greu de pe strada Energiei, pentru că mulți cetățeni de pe strada Energiei ne-au dat cunoștință disconfortul creat de acele camioane de mare tonaj care circulă chiar la ore destul de târzii în noapte. Praful, zgomotul, distrug strada, distrug construcțiile și ne-am propus să facem așa, acea șosea ocolitoare, șosea de centură și pentru asta avem un proiect de buget achiziționarea fostului amplasament a căii ferate și intenția noastră este ca să scoatem traficul greu din zona Sălătrug, toți cei care vin cu lemn de la pădure din zona Sălătrug, să-l dirijăm spre drumul național. Avem pentru școli proiecte de investiții, pentru că sănătatea școala este prioritară și ați văzut că am alocat niște resurse pentru a moderniza cu cât putem noi, din bugetul local, partea de învățământ. Ne-am îndreptat și spre târgul de animale și oborul pe care îl avem noi în centru și am alocat niște resurse pentru a reuși să modernizăm. Pentru că știți că în fiecare săptămână, joia, se întâlnesc aici mare parte din cetățenii Dărmăneștiului să cumpere, să vândă și vom moderniza și partea asta. Nu am uitat proiectele pe care le avem în derulare și sunt în diverse faze, fie cu fonduri europene, fie cu fonduri naționale și am asigurat cofinanțarea și veți vedea un prim proiect care sper anul ăsta să înceapă, este reabilitarea blocurilor din Dărmănești. Am obținut, sau mai bine, s-a însemnat contractul de finanțare și acum suntem, am semnat și contractul pentru proiectare și suntem în fază de proiectare. Am ținut cont de prioritățile, să zic, de grad zero pe care le au cetățenii și am încercat să investim în fiecare dintre ei. Repet, 45% din bani sunt duși pe investiții. Eu nu e o laudă, dar aș vrea să vă interesați la celelalte primării din zona noastră sau din județul Bacău și m-aș bucura să văd că sunt și alte primării care alocă 45% din bugetul pe care l-au pentru investiții. Pentru că știu că sunt foarte mulți care nu sunt în stare să asigure salariile la angajați și au probleme cu salariile și nici de cum n-au bani de investiții. Da, mulțumesc. La momentul respectiv, dacă aveți probleme, o să vă răspund. Mă dorește să mai ia cuvântul? Domnule primar, primul postul Casa de Cultură, cred că toată lumea știm că este sub orice critic acum la interior. Din ce se zvonește, propunere. Înainte să facem cel mai mic pas spre numai această casă de cultură sau club, să facem o comisie de evaluare, să vedem un pic în ce stadiu arată. Să nu fie o clădire pe care o cumpărăm pentru a o demola. Există posibilitatea să fie deteriorată la centură, da. Fiindcă stă de foarte mult timp din ce știu eu, apă în interiorul. Deci, băile care au la subsolul, am înțeles, spline cu apă și să nu fie structura de rezistență. Am să vă răspund. N-am terminat momentul. Nu mă obligat să vă răspund la asta punctual ca să nu
achiziționarea unui bun de genul ăsta parcurge niște etape. Până a ne hotărâ noi să cumpărăm acest bun, proprietarul trebuie să ne pună la dispoziție o expertiză tehnică. Deci noi cerem proprietarului să vină cu o expertiză și tehnică. Probabil și din acea expertiză și facem o vizită, facem o comisie, dar cea mai în măsură este acea expertiză tehnică care e făcută de către specialiști și vine și le spune foarte clar, domnule, e sau nu e, are sau nu are probleme. Cu siguranță va fi acea expertiză. Da? Deci, dincolo de expertiza respectivă, voi cere informații și de la ISU Bacău, pentru că s-a modificat legea vis-a-vis de acele clădiri care au destinație adunări mai mari și s-ar putea ca din punct de vedere tehnic să fie bună clădirea, dar să nu mai corespundă din punct de vedere al ISU. Și avem niște probleme. Deci, cu siguranță, vom lua toate măsurile și ne vom informa foarte clar dacă aceste clădiri sau această clădire poate fi reabilitată, dacă la momentul ăsta mai e tehnic în stare de reabilitare. Deci, cu siguranță, nu vom aloca niciun ban până nu avem toate datele. Și acea comisie care a spus, da, domnule, mergeți acolo, vedeți, dar v-a spus, cel mai important este o expertiză. Da, mulțumesc, da. Mai departe, strada Onizontul este foarte afectată și aveți dreptate, am trecut pe acolo după canalizarea. Din câte ne amintim, în contractul de canalizare, acea firmă care a făcut canalizarea, trebuia să dădea drumul la stadiul la care l-a găsit. Rasa a reservat să exonereze pe noi de cheltuiala reparării drumului și să putem folosi acești bani în altă zona drumului. Ori la noi, în Dărmănești, cea mai folosită șosea este națională, care Dărmănești, Comănești, nu știu așa, după care este energie. De la biserica de piatră în sus, nu s-a mai intervenit decât cu niște petice pe zona rafinăriei și în fiecare primăvară este un mare dezastru. Din punctul meu de vedere, toate străzile din localitatea Dărmănești ar trebui asfaltate, reparate, reținute, inclusiv Poiana, unde nu avem niciun proiect la momentul ăsta, pe anul ăsta, dar cred că cel mai afectat drum și care ar trebui imperios intervenit la el este energie pe zona rafinărie. Aici trec foarte multe camioane, dacă avem turiști în Dărmănești, toți pe zona aia trec spre Coada Lacului, plus localnicii. Deci, după calea Trotușului, energie este cea mai folosită șosea. Dați-mi voie să vă răspund. Legat de, foarte bine ați spus dumneavoastră, de obligațiile pe care le avea firma de care a făcut lucrări de canalizare. Proasta implicare sau neimplicare conducerii primăriei Dărmănești de la momentul respectiv când s-a făcut canalizarea a dus și nesupravegherea lucrărilor a dus la lucrări de 2 lei. Acum, acea firmă care a făcut lucrările este în insolvență. Deci au fost trei firme, domnul primar, care numai una este în insolvență. Dar aia nu înseamnă că... Ce este foarte grav este că, la momentul în care eu m-am uitat pe niște recepții, primăria confirmă, la momentul respectiv, că lucrările au fost făcute corespunzător. Strada arată cum arată. Lucrările nu sunt făcute ca lumea. Ei au venit și ne-au spus... Dar nu s-a făcut recepția lucrările. Deci avem ocazia să-i tragem la răspundere. Eu vă spun, recepția finală nu este făcută, dar avem varianta să nu investim și să rămânem cu străzile așa cum arată ele, pentru că bani nu vor mai veni. Deci ei nu vor mai veni cu bani să repare acele străzi. Mai mult decât atât, ei la momentul ăsta nu vor să repare problemele din subsol, care sunt, și am făcut presiuni foarte mari, că sunt zone în care acea canalizare nu e corectă, nu curge... Exact, da. Asta am vrut să mai punctez. Sunteți siguri că după ce turnăm în stradă de asfalt acolo, nu vor interveni iar să spargă șoseaua, fiindcă nu va funcționa deci, canalizarea? Deci, înainte de a face lucrările de reabilitare a străzii, da? Vom face un control de la un cap până la altul străzii cu un sistem de la care intră în conducta respectivă să vedem dacă mai sunt sau nu sunt probleme. La momentul la care discutăm, cei de la compania de apă și constructorul mi-au spus, doamne, pe respectivul tronson nu mai intervenit. Deci la momentul ăsta lucrările din punctul de vedere sunt... 590 de milioane și îi mai dăm firme. Acolo vorbim de altceva. Pe canalizare vorbim de altceva. Acum legat de
Deci, legat de partea a doua, ce a spus dumneavoastră de strada energiei, vreau să vă spun că strada energiei face parte din DG123. Deci, tronsonul de la... De la bază și până la limita de județ, vorbim de DG123. Consiliul Județean a lansat un proiect mai mare de reabilitare a drumului ăsta prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și știți că un tronson din acest drum anul ăsta este licitat și va începe asfaltarea. De la motel și până la coada lacului. În perioada următoare, din informațiile pe care am la Consiliul Județean, da, vor extinde, anul viitor, cred că vor extinde partea asta de asfaltare. Acum, în studiul de fezabilitate, dacă v-ați uitat, este prins reabilitarea DG123 de la bază și până la limita de județ. Avem două variante. Să ne ducem noi cu puținii bani care avem și să asfaltăm DG123 cât e teraza noastră, sau să ne ducem cu banii ăștia puțini să ne facem problemele pe care le avem în celelalte cartiere, așteptând ca DG123 să fie reabilitat cu banii de la PNDL, de la Consiliul Județean, așa cum este prins în studiul de fezabilitate. De aia noi nu ne-am dus acum pe DG123, pentru că, uitați-vă, studiul de fezabilitate și acolo kilometru, nu știu cât, de la bază, intersecție cu drumul național și până la limita de județ. Da. Ei, o primă etapă acum, au mers cu asfaltare de la motel și până la... Pe 90 și ceva se fac proiecte și studii pe acest drum. Acum 2 ani înainte, în campanie, discutam că s-a aprobat. Așa am primit noi informații de la... Deci este și finanțat. S-a semnat contractul de finanțare și... Când s-a aprobat de la limita, de la 12 ani, așa, până la limita cu jucăciul arbitra. Și că imediat se va începe. Urmă s-a aprobat 6,3 km de drum din aia 20 și nu știu câți de kilometri, care să sperăm că măcar ăștia se vor face. Ideea este... De când se tot promite și tot va avea din nu credeți eu, că noi vom suferi în continuare și mașinile care trec pe acolo. Vă dau și noastră dreptate, dau și Consiliul Județean. Sunt proiecte multe anuale. Ei vin și fac un studiu de fezabilitate o dată pentru tronsonul de drum de la bază și până la limita de județ și care au valabilitate de un nu e vorba de neapărat sunt, că se este studiul de fezabilitate care s-au cheltuit bani sau studiul ăla de fezabilitate anul ăsta se finanțează prima bucată, da? Deci 6, ceva kilometri. Acum, repet, putem să ne ducem noi din banii puțin care avem și să asfaltăm strada energie și lăsăm celelalte cartiere sau ne ducem spre celelalte cartiere și eu cred că este mai sănătos să facem lucrul ăsta. Pentru că acolo, după această canalizare, nu se poate circula, sau ați văzut cât e de rău. Și sperăm că într-o etapă următoare, Consiliul Județean cu sursa de finanțare de la PNDL sau de unde au ei, să vină să... Deci, la Consiliul Județean sunt mai multe tronsoane de drum anul ăsta, de drum județean, pe care ei le-au prins la finanțare. Adică se mișcă ceva. Mulțumesc, am dat în gospodia primăriei de la intrarea de pe DN12A până la biserică la... Este o hotărâre, ascultați-mă. Este o hotărâre de guvern care spune așa, și noi am primit... Nu va asfalta niciodată. De aici până la biserică la... Ascultați-mă. Eu am mai avut discuții cu ei. Domnul consilier, dați-mi voie să vă spun ca să vedeți despre ce vorbim. Există o hotărâre de guvern care spune așa. Foarte multe drumuri au fost date în decursul anilor în administrarea primăriilor. Drumuri județene sau, eu știu, de altă categorie, dar care nu țineau de drumurile comunale. Acele primării n-au avut capacitatea să le întrețină. Și acele drumuri județene au ajuns praf, cum este și cazul energiei. Prin această hotărâre de guvern s-a cerut primăriilor, care nu au capacitatea să gestioneze, să asfalteze, să modernizeze aceste străzi, să le transmitem adresă către Ministerul Dezvoltării și să spună, domnule, noi nu avem capacitate să asfaltăm drumul ăsta de aici până aici. Urmând ca ei să intervină cu resurse de la nivel județean sau prin... Și mai am transmis chestia asta? Da, sigur că da. Adică credeți-mă că știu ce vorbesc și nu avem capacitatea să, de exemplu, Moinești, drumul șoseaua de centură, da? Șoseaua de centură este în administrarea Moineștiului. Dar au făcut și ei solicitare și au spus, dom'le, nu am capacitatea eu, din banii puțin pe care am, să o asfaltez, să o întrețin la nivel de standard județean. Și șoseaua aceea de centură, da. DN2G. Este în administrarea Consiliului
local mășin. Și pe raza Măineștiului, da? Da, 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 da. Ei asfaltează, ei... Nu, nu, ei au transmis adresa, pentru că ce se întâmplă? Există un standard care spune, dom'le, dacă e drum județean, ăsta trebuie să arate într-un fel. Și acest standard nu mai este respectat, pentru că drumul s-a stricat. Aceea situație nu e în Londra, domnul primar. La DN12 ani trece prin Pomănești. Trece prin centru. Păi trece prin centru. Centru, da. Păi și eu, bucățica lui, nu știu, nu știu asfaltat-o, ăștia și-au făcut treaba lui ei. Bun, deci mă întorc la ideea că ar fi bine că acest drum județean, deja 123, să fie făcut, reabilitat, sunt absolut de acord, reabilitat cu alte resurse. Da, propunerea mea, mă întreb ar fi ceea ce a zis și domnul consilier. Să-l reabilităm la metodele noastre vechi, care țin câteva luni. Dar acolo nu mai merge cu un sac de așa. Sunt zone pe care... Turnăm niște asfalt cald, nu știu, vedem niște porțiuni din ăla, trebuie rașa. Mă refer chiar în zona... Rafinerie e foarte... Rafinerie e foarte... Da. Da, am observat, domnul primar, că v-ați programat acolo anumite străzi din Dărmănești, foarte bine ați făcut. Foarte multe zone din Dărmănești sunt afectate din punct de vedere al drumurilor și mă bucur pentru strada Orizontului, pentru kilometru din Clopul și așa mai departe. Nu Orizontul se numește aia? Orizontului și Barucuit. Da, mă bucur pentru toate. Da, este foarte bine. Dar strada Bulciumului, anul trecut, ne-ați aplicat un tratament luminos, dacă mă exprim bine. Întrebarea mea este următoare. Am presia că în octombrie-noiembrie era, nu? Așa, pentru că toată vara am suportat praful ăla, în momentul în care ați venit cu acest tratament bituminos, am avut impresia că am prins Dumnezeu din picioare. S-a dus praful, deci eram domn și noi. Și n-a ținut, tratamentul n-a ținut, da. Da. Acolo este o garanție, da. Răspund. Este acolo, o garanție. Asta a întrebat și eu. Este o garanție, garanție. În primăvară, când vremea o să permită, ne ducem și refacem acolo. Da. Bun. Au fost făcute mai multe străzi prin metoda asta și au rezistat cât de cât. Aia am înțeles că am văzut că s-a stricat. Tronsonul ăsta este extraordinar de stricat. Pentru că am văzut asta din centru, pe acolo, prin fața lui Forestierului. Aia este mai bună. Deci, nu e denivelată, dar este că eu în tot și m-am dus după aceea înspre, pe strada Gării. Și acolo ați, ați aplicat tratamentul. Ei, și acolo sunt niște gropi. Dar în strada Bulciumului e nenorocire. Și dacă în garanție solicitați acea societate, ce constă reparația? În cârpeli? Bun. Vreți să vă spun că o să asfalteze ăla, vă pune 10 cm de asfalt. Bun, eu am întrebat. Și doi, pentru a intra în strada Bulciumului, noi traversăm calea ferată. Da. Și acolo, la calea ferată, sunt niște gropi. Dacă reușiți să ajungeți până acolo, dacă nu reușiți, vă rog eu din suflet, poate luați o măsură, să se înfunde și gropile deci, alea. Imediat vecinătatea căii ferate. Așa. Nu, probabil este un regim, este un regim. În schimb, facem o adresă către cele ferate, da? Să intervină să-și facă da, treaba. Da. Nu putem interveni până aici. Deci sunt niște gropi foarte mari. N-am știut modalitatea de ei, dar ziceți faci toate. Probleme de genul ăsta, haideți să discutăm la diverse, că vorbim de buget acum. Da, așa, bun. Gaura de la, sau groapa, nu știu unde, da? Vă rog, da. Am vorbit în ședința de comisie de acest buget. Majoritatea lucrurilor aici sunt pertinente, dar la investiții trebuie să ne gândim și la unele cartiere care sunt un pic prostate. Privind, deci am dorit așa niște proiecte, știu că sunt posibilități 2018-2020 pentru extinderea rețelei de apă canal și ar trebui zona Sălătruc și zona Clopul care au fost vitregite și plus anumite zone Dărmănești nu s-a ajuns cu canalizarea. Pentru zona Sălătruc și Păgubeni, extinderea rețelei de gaze, și noi suntem contribuabili în această localitate, care de aici, deci noi numai centru, facem centru frumos, dar trebuie să ne gândim și în exterior. Vorbind de garanții, de canalizare, nu, eu vorbesc de Sălătruc, de gaze. Vorbind de canalizare, știu că are o garanție de bună execuție. Ar trebui să aibă niște bani această firmă care a câștigat licitația. Garanția aia sper că nu a dat domeniul la voi. Da? Deci acea garanție cu siguranță va fi executată. Păi de asta. Și sunt zone care nu s-a făcut recepția lucrărilor. Și sper să-i constrângeți să... Deci, cu siguranță eu sunt atent la absolut tot ceea ce se întâmplă. Da. Deci, deci legat de extinderea rețelei de apă, n-am vorbit în preambul, că am zis să nu mă lungesc. Există
a doua etapă de, să zic așa, de finanțare pentru extinderea rețelei de canalizare și noi suntem prinși în acest proiect și cartierele la care dumneavoastră ați făcut referire în perioada următoare va fi, eu știu, un master plan, vor fi prinse și vorbesc aici și de Sălătruc și de Plopu și totul de rău. Pe partea de extindere rețele de apă, și anul trecut noi am făcut lucrări de reabilitare rețelei și de extindere a rețelei de apă și continuăm să facem lucrul ăsta și în 2018. Pe partea de gaze, nu v-am spus, dar în proiect și în comisie am discutat, în proiect noi am prevăzut resurse financiare pentru a face studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelei de gaze în cartierul Joseni-Triaș, în cartierul Lapo și în cartierul Sălătruc. Deci, în urma acelei analize făcute de cei de la Târgu Mureș, de Delgaz Grid Târgu Mureș, a rezultat că nu e eficient pentru ei să investească în rețeaua de gaze din cele trei cartiere și atunci cu banii noștri trebuie să facem acel studiu de fezabilitate, trebuie să facem proiectul tehnic și efectiv lucrările de extindere. Deci cu siguranță în lucrările în investițiile pe care le avem în 2018, eu am prins lucrurile astea. Și le-ați văzut foarte bine. Și la gaze și la partea de extinderea rețelei de apă. Dacă mai aveți întrebări, dacă... Domnul Moise, poftiți. Văd aici și din câte știu, mi-aduc aminte, 125.000 de lei au fost pentru școala de la prefacerea da. A școlii sau s-a făcut alta numele. Așa. N-a fost acolo? Nu, nu am ajuns și nimic. Nu trebuie să trebuie la cineva. Acolo? Eu cred că nu vrăznește nici un cetățean din Bărbărea. Eu vă spun că vă spus că. Totul fără niciodată de probleme. A, dumneavoastră, da. Vă iau cu mine, dacă nu vrea. Vă promit că vă iau cu mine. Da, așa. Și vă las acolo. Da. Mulțumesc mult. Văd acum la lucrări noi 170. Legat de 125, ce nelămuriri aveți? Da, păi văd, dar 125 am aprobat și văd aici la lucrări noi 175. O altă sumă. Da. Știți ce înseamnă aia? Nu știu, vă spun eu. Lucrarea efectivă are o sumă și partea de proiectare, pentru că noi acolo trebuie să facem și un proiect. Mai are o sumă. Acum, proiectul, nu știu exact cât costă, că va trebui să fie licitație, s-ar putea să costă 20.000, 30.000, să vedem la licitație cât e, da? Proiectarea. Da. Și partea de execuție, care e undeva 125. Acum s-ar putea, acolo, doamna contabil Șef a pus în mare, da? Nu știu exact cât. Voi estimați, s-ar putea să ajungă, oricum trebuie să facem acolo și în exteriorul clădirii, trebuie să facem niște alei, ce mai avem acolo. N-am prins o fosă semnică, că avem nevoie și de o fosă semnică. N-am prins, de exemplu, acolo au venit cei de la DSP și au cerut acum un spațiu în care să pună cornul și laptele. Ne-am trezit cu tot felul de chestii. Și cornul și laptele trebuie să fie pe corpul ăla, magazia aia într-un anumit fel. Deci niște lucruri care le... Eu aș propune să nu cheltuim prea mulți bani acolo, întotdeauna școala 3 actualmente, care va fi ocupată tot de ei. Maxim 2 ani de zile, eu garantez că nu o să mai fie picior de român în... Am așa senzația că dumneavoastră sunteți un pic greu, aveți o problemă. Nu se rău, nu am înțeles și vreau să vă realist să mă aducă pe alegerile. Sigur că noi am avut o discuție legată de soluțiile pe care le-am găsit acolo la Comunitatea de Romi. La discuția am avut și cu doamna director, la școala de la Grătulești, există o comunitate consistentă de români, da, care învață la școala aia, nu știu câți vor pleca, câți vor rămâne, dar la acest moment, soluția pe care, cea mai bună pe care am găsit-o noi, a fost să găsim o soluție să construim ceva în șatra de romi acolo, ca ei să învețe cartea acolo unde sunt. Să ținem contul și de faptul că tot ce s-au construit pentru ei au fost distrus tot de ei. Da. Cu toate camerele de supraveghere, cu tot. Eu vreau să vă spun că la momentul ăsta, există un sistem de supraveghere acolo bine pus la punct. 24 din 24 sistemul ăla este supravegheat. Cel puțin până la acest moment n-am niciun fel de probleme. Eu de pe telefonul mobil mă uit acum și văd ce se întâmplă acolo la în comunitate. Avem gard acolo, până acum nu s-a întâmplat nimic. Iar dacă apar elemente cu probleme care se duc să tragă de gard, în câteva minute cineva de la primărie, de la poliție, de la poliția locală ajunge acolo. La răspundere, persoana respectivă. Fiți sigur de treaba asta. Deci fiți sigur.
Eu sper, dar nu ies. Eu văd că ești un pic suspicios așa, dar uite, îți promit, săptămâna viitoare, făstim, te iau cu mine comunitatea de rog și... Merg și eu să-l ajut. Da? Uite, merg și eu. Luăm bălaie mândoi, nu? Două ori, stați. Dacă veniți cu mine, nu luați. Acum, dar eu nu mai să mai ajut. Domnul Petre, e conținut. Domnule, am fost de acord cu bugetul pentru anul acesta, pentru lucrările care sunt alocate, banii alocați, pot să construi și să face, dar vreau cu un alte probleme. N-am o surpriză. Tot legat de buget. N-am o surpriză pentru tot. Nu, am văzut pe ce probleme. Să mă urmă, am eu altă surpriză, dar acum rămân, nu să dau. Vreau să vă întreb așa, deci nu mai întrebă doamna Sfântul, la suma care se încasează la parte de venituri din satul Plopul la cetățeni, dacă s-ar fi folosit 10%, nu lăsăm mai mult, pentru să fie alocarea unei lucrări sau unui probleme din satul Plopul, cred că eram la jurul lucrările care trebuia făcut. În a doua problemă, din iunie 2016 a fost o hotărâre, a spus să respectați hotărârile, al guvernului Cioloș, în care a fost prevăzută repararea capitală a punții de la Plopu și un kilometru de drum de drum. Deci vreau să vă întreb, atât. Acei bani, în ce loc au fost folosiți, dacă Comisia Juridică a votat și știe banii ce unde au plecat, și un kilometru de drum de piatră, de mine nu mă interesează, că o să faceți asfaltul, nu o să-l faceți, asta e treaba noastră și a Consiliului Local, dar acei bani eu vreau să știu unde au fost folosiți. Da. Au un problem. Haideți să vă răspund. Nu, dacă vă răspundeți întrebările, uiți și să nu vă așa. Nu, 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 dobitor prin care poate justifica prezența în acea comisie. Dar ce comisie juridică? Nu, nu, e, se pune să care se urmează. Se urmează de care? Care se urmează de care? Da. Și ce a făcut de voi de asta? Nu, întreb. Am întrebat. Dacă are cunoscuții juridice, doamne, dacă are cunoscuții. Nu te dintre. Haideți să vedem de buget, că intră în bate în bate. Da, mai departe. Acea punct, domnul primar, era necesară, nu zic, că ascult-o la lapul și am aprobat și eu. L-ați aprobat. Am aprobat la lapul la punte, da. Nu, că mie nu și reparație, îmi pare rău. Încă n-am trecut la uitat. Mai țin memorie. E o problemă. Deci, puntea de la Plopu, dacă o făceați, deci elevii puteau trece și scuteau jumătate din drum. Ei nu au nici microbus la scară, nici nu vine să ia nimeni pe copii, nici oamenii bolnavi. Deci, până la partea din buget și venit, da. Prindeți în buget, pe parcurs, un cabinet înființat în Plopu medical, prin care bătrânii, la 2000 de locuitori, va da... Problema este să vină un doctor acolo. Deci, dacă vin un doctor, cabinetul este. Am vrut să fiu cu doctor, am vrut să fiu cu asistent, nu s-a reușit, nu s-a făcut, eu vă spun direct. Deci eu, de acum eu am trecut, dar vă rog... Haideți, nu suntem la diverse ceva. Nu, dar tot legat de buget. Dar cabinetul cu cel face, cu hârtii, cu bani. E problema... Deci în căminul, în căminul cultural de la Plopu, oricând nu punem la dispoziție un spațiu pentru un cabinet medical, oricând. Altă problemă. Am avut o discuție cu medicii din zonă și am întrebat cine vrea să meargă. Doamna Petru, vă rog, uitați-vă la mine. Nu mă întreb, vă rog. Doamna Petru, uitați-vă un pic la mine, da? Deci am avut o discuție cu medicii de la Plopu. Cine vrea să meargă la Plopu, astăzi, dacă îmi spune un doctor, pune la dispoziție un spațiu pentru cabinet medical. Dar n-am găsit un medic care să eu vă spun spațiu. Căminul cultural, dacă se intervenea prin acte, prin Zabacu, eu am vorbit ceva mai de sus. Se putea da drumul nu în cei 5 ani care sunt contractul ăla. Să se dea drumul unde? Sau la ce? Și fie pus în funcționi, iar la drumul avea un loc de care e medical. Să de atunci dați-i drumul în cabine medical, în cabine medical. Nu sunt medici de familie care... A drumul și-am adus, a pus adus doamna acolo. Bun, sunt dacă am 2000 de locuitori exact. Da, suntem în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate. Suntem în relație contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Nu putem să mergem acolo decât după un program bine stabilit, după niște...
Deci, vreau în calitate de consilier, dacă faceți demers și convingeți un medic că vrea să meargă acolo, eu vă curățesc spațiu. Haideți să vă răspund că m-am spus, da. Legat de tot era vestită apunte de la blocul. Nu vestită, era vestită, dar da. rămas jumătate din ea. M-am uitat și eu pe... M-am uitat și... Dom'le, da? Dați-mi voie să vă răspund, că dacă vorbim împreună, o să înțeleagă oamenii mine. Deci, în urma inundațiilor din 2016, cred că din primăvară, s-a făcut o analiză, o situație, a venit ISU, cei care au constatat ce s-a întâmplat la Dărmănești, câte drumuri, câte poduri, ce s-a stricat acolo, da? Și au fost notate într-un proces verbal și valoarea acelor daune era undeva la 8-9 miliarde, nu știu cât era, mult, da? Prin hotărâre de guvern s-a alocat 5 miliarde, 578. Deci nu ni s-a dat cât am cerut noi pentru toate obiectivele. Și acolo spuneam foarte clar că repari podul ăla sau puntea aia sau drumul ăla. Nu era trecut în hotărârea de guvern puntea de la Ploiești. Eu n-am văzut. Este un lucru dau acum. Deci din cei 9 miliarde, 8 miliarde de cât am cerut, noi s-a dat 5 miliarde și 400. Și s-au făcut lucrările din banii aia, mai mult decât atât, să știți că am pus bani de la Consiliul Local și am completat. Pentru că mare parte din banii am făcut pe strada Chimie, acele șanțuri betonate ce era pe acolo, că au fost probleme în zona respectivă. Da? S-a reparat drumul până la, pe Valea Uzului, până sus, că era rupt tot. S-a intervenit la digul de la Botubeni, da? Deci, ca să nu aveți niciun fel, domnul consilier, ca să nu aveți niciun fel de nelămurire, v-am spus, îmi faceți o hârtuță scrisă și vă dau absolut toate datele legate de treaba. Deci dacă noi am cerut 9 miliarde și s-a dat 5 miliarde 700, e clar că ne-am putut face lucrurile. Este derogare de a da. De acolo care... Sigur, noi asta puteți să faceți și să scrieți ceea ce eu spun gândiți. Eu spun altă deci puntea banii care am alocat și noi am semnat la puntea la lagul și eu m-am dus de sprijin, m-am uitat, nu a trecut într-o lună, nu. Deci nu era... Mă bucur că asta... Mă bucur că asta lângă punte. Da. Să știți că mă bucur că asta lângă punte, că eu chiar aveam probleme să nu se fure de acolo. Și dacă asta lângă punte, nu e pasă, niciun fel de asta pasă, domnul primar, da. Deci am... Sincer, dacă mai puteți sta lângă ea, chiar... Spuneți-le celor din satul Lapoș, că nu... Când am spus că pentru Lapoș, puntea gând pentru Dărmăneasca, asta cu lui vorba. Puntea de la Lacoș a fost făcută din bugetul local, domnul consilier. Deci puntea de la Lacoș a fost făcută din bugetul local, așa cum am făcut multe și alte obiective. Și o să facem și puntea, și o să facem și puntea de la Ploiești. Cred că ai mare pe Lăpoșa și Ploiești, că se făcau pe timp. Da, zici, deci o să facem o punte și la Ploiești, nu știu, că nu știu. Da, haideți, doamna președinte, v-am spus, am intrat la diverse. Deja, noi nici n-au aprobat bugetul și 4 ceasuri. Deci vreau... Am înțeles că discutăm la diverse ce vreți noastre. Nu pot să răspund, e 4 ceasuri și noi n-am intrat pe fondul problemei, că discutăm de prostii. Am spus să facă un studiu de fezabilitate a râului Troduș. Și păi inițiați un proiect de hotărâre, sunteți consilier, a spus. Nu, faceți un proiect de hotărâre, inițiați. Să facă de acest specialist? Aș putea să-l fac, am intrat în domeniu, nu zic că nu. Dar trebuie să spun. Ce vreți să ne-ați întâlnit, domnul? Lăsați-mă și ce întâmplă. O să mă apuc de scris. Nu-i spate de ce mai spun eu. Luați-vă de la diverse ce-ați spus. Mai dorește cineva să intervină? Domnul primar, scurt. Acum știți problema cu, cum se spune, cu școli, cu costul ăsta pe elev. Problema este cu naveta elevilor ăștia din Plopu, fiindcă tot discutăm de buget aici și în viitor va fi nevoie și pentru Lapoș de transportat elevii de acolo către centru, că așa se va ajunge în următorii ani datorită lipsei elevilor și s-a ridicat o problemă în Consiliul de Administrație al Liceului, din cauza că cei de la Comănești iau elevii de la Ploiești, își duc la Comănești de a asigura mijloc de transport și atunci ei rămân fără elevi aici la școală. Și atunci va trebui dați profesori norma de lucru mișorată și dați profesori afară. Având în vedere că ați trecut cu reabilitare țigan, care e reabilitare cu tare, care se găsesc bani în buget, că l-am văzut acum și l-am studiat, încât să procurăm un mijloc de transport pentru acolo ca să facă, să aducem elevii de la Plopu către liceu, din cauza că va dispărea. Mărginenii au făcut această treabă, au autobuzul lor. Dofteana a făcut această treabă, au autobuzul lor. Adică, sincer, că trebuie să ajutăm oamenii ăștia. De asta suntem din bucet, de aia m-am dus la diverse. Am avut o discuție cu ministrul director legat de problema care a ridicat-o noastră. Trei variante avem aici de lucru, pe care le-am și luat în analiză. Unu,
A făcut o solicitare către Consiliul Județean pentru a ne redistribui încă un microbus. Dacă am avea un microbus al nostru, am rezolvat problema. A doua variantă, până atunci. M-am uitat atent pe traseul microbusului pe care îl avem noi. Una din variante este, sau o posibilă soluție, ca să scoatem o rută care o face la momentul ăsta și să introducem ruta de la Clop, cu microbusul care îl avem noi. Da? Deci să n-are timp. Fizic n-are timp ca să facă și... Și va trebui să renunțăm la o... Să încărcăm mai mult aceste microbuze, renunțăm la o cursă de undeva sau dăm la celălalt microbuz la școli și să facă și plopul. Asta este a doua variantă și le analizăm acum. Și a treia variantă, o discuție cu firma care face în zona respectivă, în raza Dărmănești de transport, Scorpionul, să încercăm să-i convingem să facă, chiar dacă noi venim cu, nu, cu un cost legal, să venim cu un cost de electric, ceva, să facă și o cursă la ora 8 și la ora, nu știu, 2. Un abonament care să-l suporte. Le analizăm cele trei variante și vă spun eu că în perioada următoare, cel puțin varianta 2 și 3, va trebui să găsim o soluție. Asta nu trebuie să vă explic, dar mă întrerup. Am înțeles, lăsați că ați vorbit suficient și... Din cauza punții care nu au fost făcute, deci elevii i-am anunțat pentru Bomănești. Eu m-am gândit la niște variante și vom avea un microbus. Și uite, ca să nu mai fie supărat doamna Petrei, avem o solicitare din partea părintelor de la Clopu și a cetățenilor să-i sprijinim, anul acesta doresc să facă o capelă mortuară acolo la biserică și să-i sprijinim cumva să, cu materiale, cu ce putem noi, ca să facem și... Da, am vrut să ne vezi asta. Să nu, da, nu știați de treaba asta, v-am adus eu la cunoștință. Mulțumesc, nu aveam un scris, am zis, vă rog, dar... Haideți să vedem dacă mai... Da, exact, mulțumim. Nu, atunci vă trebuie. Da, scurt, punctul 4, capitolul 70, vă două sume care se întâmplă clar lucru. Eficientizarea sistemului de încălzire, dacă nu vă ceva și vă Sunt proiecte separate. Cele 21 de străzi, din care face parte reactivată și cea de pe acolo. Intenția noastră este și lucrăm la reactualizarea acestui proiect, să-l depunem pe programul operațional regional. Din toate sursele de informații pe care le avem, se deschide anul acesta o sursă de o linie de finanțare pentru străzi. Și atunci venim cu proiectul ăsta de e un proiect de 5 milioane și ceva de euro care a rezolvat problema. De aia nu au fost trimise acolo. Dar le avem în atenție, cu siguranță. Da, mulțumim. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, un pic să vă spun. Domnul Balaș, domnul Roman, domnul Păduraniu, domnul Păduraniu. N-am, am votat pe. Moise. Moise și cu Vestru. Mulțumim. Trecem la punctul următor, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pe anul 2018. Da, scurt, noi am avut acest proiect de hotărâre în luna ianuarie. Dumneavoastră a solicitat atunci detalii vis-a-vis de sau legat de creșterea cotizației. În 2017 noi am plătit o cotizație de 150 de, sau de 15.000 de lei. Acum ni se propune 40.000 de lei. Ați avut la mapă justificarea din partea DIS Bacău a creșterii acestei cotizații. Vă rog, faceți propuneri. Poftiți, dorește cineva? Poftiți, domnul Romer. Consider aici că nu poate fi echivalat Dărmăneștiul cu municipiul Moinești, nici la număr de oameni, nici la putere economică, să plătim aceeași cotizație de 40 de lei și 400 și Dărmăneștiul și Moineștiul la aceeași categorie. Cred că aici nu ne gândim de la de Caslănic. Dom'le, nu suntem ca număr de populație, ca putere economică, Dărmăneștiul nu e la nivelul Moineștiului, hai să fim obiectivi. Cum să plătesc aceeași cotizație ca Moinești? Nu cred, nu.
Nici numărul de persoane. Absolut, da. Nici numărul. Puteți să o propunere concret și... Eu personal... Domnul Dumnezeu, cum mai fac eu o propunere? Din aceste orașe și municipii, noi facem parte din alea grele, adică cu economie grea. Dar mai avem un oraș stațiune care e Slănicul, care are turism acolo, acolo e mama lor, în zona noastră. Și plătesc 10.000. Deci plătim și noi tot 10.000. Că noi am putea merge pe varianta să înțeleg că o scădere, Tofteana. Când am avut 15.000, am avut 10.000. Dar vie mi cresc taxa la noi. Cu noi scump, taxele scumpe. Noi avem, noi putem să ne echivalent cu Tofteana sau cu orice comună din Bacău, dar cu niciun oraș din Bacău nu putem. Ca economie, ca infrastructură. Avem infrastructură de oraș? Eu mă chinui să ridic orașul ăsta. Da, da, să ajungem la nivelul ăla, să avem și economia în nivelul ăla. Concret vis-a-vis de proiectul. Păi noi putem propune în Consiliu aici să plătim o taxă de 250 de lei? Puteți propune. Orice, puteți propune și până la urmă. 250 de lei. 250 de lei. Ori nu, dacă vreau. Ca să rămână ca lucru. Toți au aprobat mărirea asta. Deci toți au aprobat mărirea asta și să mărim și noi. E treaba lor. Dacă și noi, dacă aveam bani, eu aș fi de acord să mărim. De exemplu, haideți să vă spun ca cu titlul informativ. Moineștiu a aprobat, Comăneștiu a aprobat, Slănicu a aprobat mai puțin, Târgu Ocna a zis că dublează. Când au avut de anul trecut, o schiei dublează, dar nu acceptă 400 de mii. Buhuș a aprobat 40 de mii. Nu putem fi echivalați. Eu înțeleg. Mi-a rămas o întipărire. Nu pot să fie echivalat cu municipiul Moinești. Nu pot. Deci, concret, faceți niște propuneri, vedem. Ori îl chemăm, pe cineva. Da, cel mai bine. Dar, domnul, că încă o chestie. Noi avem niște sate aparținătoare. Dar cum să plătească 10 lei pe lor, dacă e sat? Așa este. N-ar trebui să plătească ca la comune. Eu propun plată la 30 de lei. 300 de lei. Am mult. Eu propun, bine îți propune și spune la toate. Eu în ședința PGD am propus să amânăm și să ne vină un reprezentant de la ei, să ne explice corect. Legat de reprezentant, cred că 30 de primării din județul Bacău au cerut reprezentantul ăsta și acel reprezentant putea să fie directorul de la listă. Și toate, mare parte din ele au astăzi ședință. Și omul zic că nu am cum să mă duc 30 de localități. Nu știu dacă a fi fost abonat. Cine a trimis această documentație care stă la baza... Am studiat-o. Documentația am studiat-o. Mi s-o văzut salariaților mărișoare, vis-a-vis de veniturile termenilor noștri, care n-au uneori nici ajutor social. Și părerea mea, deci totul e prea mare. Deci a dat o propunere, domnul consilier Roman zice 30.000, adică s-o dublăm. Nu, nu, s-o nu luați ca propunere, e exagerat. Altă propunere. Eu zic la 200. Domnul primar, dar care este logica? Să le spunem direct sau ce ne spune? Dacă o comune cu peste 10.000 de locuitori, de 70 de milioane. Care este logica? Numărul de populație? Care este logica? Să vedem și știți noi... Care, știți, la întrebarea asta, eu l-am întrebat și am pus aceeași întrebare directorului ADIS. Dom'le, care e logica? De ce plătim noi 10 lei și ăla plătește? Și a zis, a invocat principiul solidarității. Adică, principiul solidarității spune așa. Orașele sunt mai dezvoltate. Iar comunele, cetățenii de la comune, sunt mai sărați. Și a zis așa, domnule, uite, fiecare ar trebui să plătim, ca să fie unanim, să plătim 15.000 toată lumea și n-avem treabă. Da? Dar pentru că acele comune sunt mai slab dezvoltate și orașele au potențial, principiul solidarității spune așa, pune mult pe orașe și de asta am ajuns, propunerea a ajuns la 40.000 de lei și mai puțin pe comun. Deci așa da, solidaritatea... Prima, ți se pare logică... Nu. Solidaritatea aici nu are loc rostul. Eu sunt absolut de acord. Noi nu suntem un oraș dezvoltat precum Moinești, spre exemplu. Așa. Nu aveam ponderea financiară care o am. De principiu, ăsta orașul Târgu Ocna a zis așa. Dom'le, eu sunt de acord ca să dublăm... Să dublăm. De dublat e mult. Părerea mea, de dublat e mult. Dar, eu am zis avem certitudinea că dacă azi, prin absurd dublăm lucruri cu care eu nu sunt de acord, eu sunt de acord la 20.000. Așa.
avem certitudinea că azi, dacă ajungem la 20.000, la anul nu ne pune 50.000? Nu, 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 aproape că avem certitudinea că ne ducă la da. Și atunci, unde ajungem? Vom ajunge, poate, peste 5-6 ani, să cheltuim toți banii din bugetul local pe cotizații. Pe și din cap. Și pe gunoi. Și nu sunt de acord. Deci, părerea mea, să ajungem la 20.000. Dacă colegii mei sunt în... Dacă nu, să vină reprezentantul să discute cu noi, să ne răspundă la întrebările pe care le punem noi, că durerile noastre sunt mari. Doamna consilier, dar deși doamna a făcut o propunere, nu e obiect. Păi nu e! Și noi facem o propunere. Să fim de acord sau nu? Și eu propun să rămânem cu 15.000, le înaintăm, așa e, sunt de acord. Ei nu o să fie de acord, pentru că o să vină domnul director să ne convingă. Dacă vine cu argumente care stau în picioare, dar nu ne zică, dar și le dovedesc că practic mai mult. Este foarte bine pentru noi să fim mulți. Dacă ne convingi. Eu vă fac și o propunere, părerea mea personală. Haideți să mergem cu varianta de 20.000. Da. A fost o creștere de la 15.000 la 20.000 și vedem ce se întâmplă. Și în cazul în care nu acceptă cei de acolo, spune, domnule, veniți, hai să discutăm în Consiliu. Și vedem după aceea de aici și poate să întâmplă urmă, iar banii, că n-am vrut să accepte. Și plătim cum am plătit. Ce poate la acest sadist? E justifică într-un fel cheltuirea celor surba. Da, dragă, nu este aici ce se întâmplă? Una din justificări spune așa, domnule, când noi am stabilit această cotizație în 2010, erau 7 angajați. În 2015 sau acum am zis, sunt 10 angajați. Și pentru că, atenție, datorită faptului că mai nou s-a semnat contractul pentru acele stații, celula 2 și acele stații de colectare, da? Activitatea a crescut prin EcoSud, care va prelua acele stații și așa mai departe. Și nu mai facem față că suntem noi aici câțiva. Nu mai facem față. Și atunci trebuie să creștem numărul de angajați la 18, așa scrie în justificare. Ca să crească de la 10 la 18, aproape se dublează salariul. Deci, ce mi-a făcut mie din bază de fundamentare? Ei mai încasează și diferența de preț, că noi plătim la ADIS, ori la ADIS-ul plătesc așa. Ei au o negociere cu colectorul, așa, și cu noi altă negociere. Diferența de preț să... Știți ce au spus ei? Iau să așa, cheltuielile salariale și de funcționare ce au ei acolo, au voie să folosească doar din cotizații. Și așa este. Dar ați văzut în baza de fundamentare care au venit-o ei, vor să schimbe și spațiul. Schimbă, da. Și răspund de ce, la... ce exact? Acolo au un spațiu, nu pune cineva la... Consumabile cu de toate. Deci, repet... Poate și-a fost și chestă de comerț. Hai să-ți auzi ce spune. Ținem poate taxele și de la Dărmăiești s-au majorat cu 10%, deci nu putem face o majorare la o asociație cu 100% sau mai bine de 100%. Cred că undeva 20.000 de lei ar fi... E o majorare... Dar mai am o problemă. Deci, dar acum, propun 20.000. Asta e la urmă, da. Și putem pune un... Nu v-am întrebat, doamne. Am întrebat dacă ați terminat. Da, scuze. Am terminat o ședință. Scuze. Da? Am terminat. Deci cât, domnul? Dacă spunem 20.000, putem pune la detaliu? Că la anul nu mai trește, nu mai aprobăm? Păi, domn primar, nu mai dau orașe. Văd aici, pentru județul Bacău, nici Bacău, Unești, un an celălalt de orașe, deci numai de la orașe acesta dis ia 191 de miliarde. Și am plecat. Am plângut. Adică eu împărțim la câți ați angajați? În viitor, că acum sunt 10. Mai angajați la dis? Haideți să rămâne cu propunerea de 20.000. Sunteți de acord? Domnul Milan? Și acum, se modifică în 4 de 20.000.
Da? 15 voturi pentru și domnul Milea împotrivă sau abținere? Împotrivă. Împotrivă. O să apărăm acolo. Votat greșit. S-a și motivat faptul pentru care am dat doar atât. Da, corect. Cu cât s-a crescut, am fost impozit. Pentru unde se dă mai mult? Haideți să mergem mai departe. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 1 din 15 ianuarie 2018. Da, am vorbit în comisie, este vorba de hotărârea prin care a fost aprobate taxele impozitele la Germănești, s-au omis la serviciul SCLEP, contravaloarea cartei de identitate, 7 lei, contravaloarea provizorie 1 leu, sunt niște taxe pe care noi le plătim mai departe. Da, Consiliul Județean ce avem. Și m-a omis colega noastră, venim să completăm. Cine este de acord? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude către SC Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren de 92 metri pătrați aparținând domeniului public al UAT Germănești. Da, este vorba de acea hotărâre de guvern care prevede foarte clar condițiile în care se fac investiții de interes național, societățile care au sunt furnizoare de energie, gaz și așa mai departe, trebuie să dăm cu titlu gratuit, dreptul de usufruct, servitute pentru anumite obiective. În cazul nostru concret, este vorba de buclarea liniilor electrice aeriene la alea 20, linia electrică aeriană 20 de kV, Comănești, Mina, Bernești, Bărbănești, Cărăboaia, sunt doi stâlpi care vor fi amplasați acolo și sigur că și culoarul aerian. Deci despre asta este vorba. Da, Comisia de Urbanism s-a plasat la fața lucrurilor, a constatat, este necesară lucrare. Bravo. Domnul președinte, să vedem cu implicații. Cine este de acord? Să punem la vot. Revim o problemă. Supunem la vot. Supunem la vot. Ca să vă vădă domnului. În ce zonă este acolo? Acolo. Acum, este la tineretului domnului președinte. Unde? Unde? Tirul Catolic. Bine. A fost bine la urmărare. Oricum votez, am zis, de la acolo la Valea Mamei, până la prima casă, domn primar, Andrei Bogu, este un tâmpenicimii total. Nu este un bec. Suntem la diverse. Vă rog să mă vedeți. La diverse. Tot din stânga, aici. Vorbim cu noastră. Supunem la voi. Supunem la voi. Supunem la voi cine este bun. Domnul Afetei, cum votați? Păi dar ce să mai votez dacă dumneavoastră aveți deja... La decenție v-ați scris la cuvânt? Votez, dar am spus o problemă, dar nu vreau să vă întâlnesc. Și foarte atent ce vă spun aici. Deci, ședințele noastre sunt date de stricat total. Nu sunt legate. Suntem în consiliu, da, vă rog. Votați, cum votați pentru proiectul de hotărâre privind uzul și servitutea celor 92 de metri pătrați? Domnul Apetre. Domnul Apetre. Sunteți pentru, împotrivă, da? Sunteți pentru, da? Proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal, precum și aprobarea regulamentului pentru stabilirea criteriilor de selecție. Da, am venit și am inițiat acest proiect de hotărâre de înființarea unei comisii de analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal. Deci, printr-o hotărâre de Consiliu, noi am, Consiliul Local a aprobat 32 de locuri de asistent personal. Din acele locuri, 2-3 persoane au decedat, s-au vacantat la acele locuri și noi trebuie să angajăm alte persoane. Avem la momentul ăsta mai multe solicitări decât locuri disponibile. Și atunci, ca să facem o triere, această comisie va trebui să analizeze fiecare caz, va trebui, avem și un regulament aici, va trebui făcut un punctaj și în urma acestei analize va rezulta. Dom'le, avem două locuri vacante, avem patru solicitări. Cele două locuri care vor fi ocupate sunt persoanele respective. Deci, regulamentul și comisia ține cont de cele mai nevoie familii, cazuri, da? Cei mai necăjiți care sunt și pot beneficia de lucrul ăsta, să beneficieze. Deci v-am spus și în comisii, vreau să fie transparență, vreau să fie echilibru. La mine au venit foarte mulți și au zis că ar fi bună ăla, că ar fi bună ăla, nu. Vreau să decid eu, e o comisie, da, înființăm,
stabilim, va face ancheta acasă, avem și colegi din, din primărie. Deci să facem o comisie din trei consilieri? Nu, nu. Două persoane, deci este, local, deci avem șefa de la asistență socială, avem o colegă de la asistență socială, avem colega noastră de la resurse umane, care așa... Ne face contractele de șefa de la SCLEP, da? Era, era o comisie care se ocupa de... Iată treaba. Nu comisia de paritate. Nu, ai altă treabă, aia comisia de paritate e separată. Supuneți la vorba, când aveți. Are comisia de analiză. Propune și din celălalt partid. Poate dorește și domnul Milea. Sunt în... Am pus deci, doctor vă, și profesor. Vă spun o treabă, dar... În primul rând am pus medicul, pentru că medicul e în măsură să face parte din, din comisie. Și la școală am pus un cadru didactic, am zis că cunoaște cazul, știe situația. Da? Da. Așa ne-am gândit. Iar ceilalți majoritatea fac parte din comisia dată de paritate. Și e o... apare la un moment dat un conflict de interese, dacă și în comisia de paritate și în... E greu să-i strângi, din experiență, cu cât îți mai mulți, cu atât mai greu și ăștia trebuie să fie acasă la om. Deci e un disconfort. E o muncă voluntară ce facem aici. Da. Deci toți membrii din comisie e muncă voluntară. Și am ținut cont de cei care lucrează, da? Dom'le, omul la serviciu, nu mă pot duce la ora 8 acasă seara când termină la serviciu. Și poate doamna doctor se rupe, doamna profesoară e pensionară, în sensul ăsta, dacă și persoana aia cu handicap are un anumit program, poate se odihnește la ora. Da? Mai dorești cineva să intervină? Și ținând cont de faptul că e muncă voluntară, dă doamne, deci cât mai mulți sunt voluntari. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, deci o problemă, că votăm și regulament. Votăm cu abținere. Proiecte hotărâre privind stabilirea obiectivelor priorități și a acțiunilor de dezvoltare economico-sociale pentru anul 2018 în orașul Dărmănești, județul Bacău. Da. Avem o adresă de la prefectura Bacău, o aveți la mapă, da? Prin care ni se solicită să transmitem această machetă, priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială pentru 2018 în orașul Bărbănești. Sigur că macheta este, ați avut-o la mapă, da? Noi aici am prins proiectele pe care noi le avem dezvoltare, am prins proiectele pe care le are școala, sunt date care țin de, eu știu, câți kilometri de drum, ce populație, câte, ce suprafață are Dărmănești. Deci este o machetă care folosește la Ministerul Dezvoltării Regionale. E un, e un proiect care, v-am spus, a fost solicitat de prefectură, la rândul lor transmit planul ăsta. Are cineva întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ultimul punct, diverse. Cine se înscrie? Este aici un bărbun în urmă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul primar. Dar vreau să vă fac o scurtă informare legat de lista pe care am făcut-o în Ucraina, în perioada 1-4 februarie. La solicitarea partenerilor din Ucraina, și mă refer aici la regiunea Odessa, o delegație formată din 4 primari, eu, primarul de la Moinești, de la Târgovna, de la Slănic, împreună cu domnul ministru Viorel Ilie și cu consulul general român la Odessa, am avut o întâlnire oficială cu reprezentanți ai autorităților publice locale și regionale din Ucraina. Am vizitat orașul Cetatea Albă, Izmailiu, Odessa și Avangard. Sigur că în toată această vizită, noi împreună coordonați de
sub tutela Consulului General al României la Odessa, Emil Dragcea, am avut schimburi, întâlniri, discuții care au avut un anumit tip. Scopul principal pentru care eu am fost acolo a fost, în primul rând, să ne facem cunoscuți noi ca și comunitate locală și, în al doilea rând, fiecare primărie, fiecare primar din delegație și-a făcut cunoscută comunitatea cu resursele pe care le are comunitatea și aici am țintit personal la Dărmănești două lucruri. În primul rând, atragerea de oameni de afaceri din acea regiune, Odessa și Ucraina, spre Dărmănești. Mai mult decât atât, știți că avem la Dărmănești o platformă, fosta rafinerie Dărmănești, care astăzi este în insolvență și va fi scoasă la vânzare. Sunt oameni interesați din acea regiune să investească în fostul amplasament al rafineriei pe diverse, domenii, niște fabricuțe și la momentul respectiv, dacă se va concretiza lucrul ăsta, veți vedea că nu întâmplător noi am cumpărat această cale ferată, acest amplasament, pentru că vine să rezolve mai multe probleme. În primul rând, descongestionarea traficului din zona străzii energiei și, în al doilea rând, o solicitare pe care au făcut-o potențiali investitori. Deci, primul lucru pe care am lăsat a fost atragerea de potențiali oameni de afaceri înspre noi. Și acolo au fost discuții punctuale, foarte, foarte clar, și vreau să vă spun că oamenii de afaceri din regiunea Odessa sunt, vorbesc foarte puțin și foarte la obiect. A doua țintă a fost să ne promovăm turistic zona, pentru că facem parte din acea asociație Montesa, care aici a fost voce comună și am venit și am spus că la nivel de cele 4 UAT-uri, 7 UAT-uri, suntem la 4, au fost prezenți acolo. Noi avem o asociație de turism care promovează zona și vreau să vă spun că discuții concrete, oameni de afaceri care sunt interesați să investească în infrastructura turistică din această regiune. Spre surpriza mea, să știți că sunt oameni care nu au fost interesați nici de Zvănic, nici de Târgu Ocna, pentru că au spus că acolo sunt foarte bine lucrurile așezate și mi-au cerut date concrete despre potențialul turistic a Văii Muzului. Un alt lucru foarte important este legat de, că vorbim de centenar, de monumentele eroilor, eroilor români pe care statul român le are în regiunea Ucraina și vreau să vă spun că am văzut acolo niște lucruri, unele foarte bune, unele care ne-au dat așa un semn de întrebare cine suntem și ce avem de făcut în viitor. În orașul Ismail am vizitat Monumentul Eroilor Români din primul război mondial, care ani de zile, zeci de ani de zile, n-a fost niciodată tempuit, bănuit de statul român. Iar primarul din Ismail, care este ucrainean 100%, a făcut un monument pentru ostașii români extraordinar și am poze pe și a cerut statului român să facă o placă și să spună pe acea placă cine odihnește acolo și n-am fost în stare să facem lucrul ăsta. Și ne-a lansat o provocare și ne-a spus voi ăștia patru primari, poate faceți mai mult decât a făcut statul român. Faceți, spuneți mână de la mână cât o fi o placă, nu știu cât o fi o placă. În aia sunt câteva sute, 300-400 de ostași români morți acolo. Și am avut o discuție cu Consiliul General și am spus, domnule, dacă va fi nevoie, mă duc în Consiliul Local să vedem cât poate costa o placă din aia, cât poate costa o placă din aia, punem toți, toate primăriile, nu știu, 100 de milioane sau nu știu cât, să scriem acolo, într-un slavă a eroilor români căzuți în primul război mondial și vă rog să vă uitați pe poze, veți vedea acel monument și ne-a lăsat și locul de montat acea placă, un monument de marmură, care are, nu știu, cred că are 10-15 metri înălțime. Au făcut pe. Am zis, noi am făcut pentru eroi, când la noi eroii sunt toți la fel. Și rămâne o provocare și v-am pus în temă și o să discutăm și ceilalți primari, sigur au discutat cu consiliile locale. Și părerea mea și propunerea mea este ca să facem o analiză și să plătim placa aia, o să o pună tot ei acolo, la noi spunem ce avem de scris. Am văzut la partea, la Cetatea Albă, un monument, un alt monument a eroilor români, care și pe ăla l-am în poze,
care este total devastat și sunt 890 de soldați români mormântați acolo și nimeni nu s-a prins de el. Vorbim de centenar și sunt niște măsuri pe care noi le putem face acolo. Am avut discuții foarte concrete legate de schimburile culturale între România și Ucraina și dacă vă amintiți, la zilele orașului Târmănești au venit două ansambluri din Ucraina și au concertat pe scena de la noi fără să ne ceară niciun leu, atât le-am dat un, nu știu, cred că le-am dat masă. Și o masă ceva, sunt interesați să ne cunoască. Există acolo o comunitate serioasă de români, care sigur că își doresc foarte mult să cunoască ceva din România. Pe scurt, v-am spus, o parte din activitățile pe care le-am avut acolo a fost foarte bună vizita pe care am interpus-o acolo. Sper că în perioada următoare să se poată lega niște lucruri concrete. Și vis-a-vis de ceea ce am făcut acolo, astăzi am primit o adresă, da? De la Consulatul General al României la Odessa. Spune Consulul General, stimate domnule primar, printr-o scrisoare adresată, deci asta este trimisă scrisoarea de la șeful regiunii Odessa, guvernatorul regiunii Odessa, către Consulul Român. Și spune așa, printr-o scrisoare adresată Consulatul General al României la Odessa, administrația de stat a regiunii Odessa solicită susținerea nouă primăriei Dărmănești pentru organizarea la Odessa, în data de 28-a, adică peste două săptămâni, a unui congres cu inițiative clare de proiecte între România și Ucraina. Nu o să vă mai spun ce scrie acolo, dar vă spun sinteza în acest context. Vă adresăm rugămintea de a sprijini promovarea evenimentului prin sugerarea potențialilor parteneri din localitatea Dărmănești. Adică ei au zis, domnule, noi venim să investim la voi. Eu cu cine discut acolo? Concret, cu cine discut? Hai să vedem, investesc unde? În ce? Am cu cine discuta? Adică, spune aici, parteneri, oameni de afaceri din localitatea Dărmănești, care intenționează să dezvolte business-ul, să participe la această întâlnire din 28 februarie la Odessa, da? Pentru a încheia contracte, clar. Deci ne-au invitat noi atunci când am fost la ei, am invitat să vină la noi. Domnule, veniți să ne cunoașteți. Ei au făcut un pas în plus, au fost foarte interesați și vreau să vă spun că la acea întâlnire au fost încheiate vreo 4 contracte directe. De exemplu, de la Galați aveau nevoie de o tablă din Odessa. În Odessa, prețurile sunt mult mai mici față de ce știm noi pe piața europeană. Și unul din oamenii de afaceri care a participat acolo avea văzut ofertă concret tot ce e acolo și a zis, doamne, a încheiat contract clar de... Dar ei nu sunt în Uniune. Nu sunt, sunt taxe vamale. Oricum, costurile per total erau mult mai mici, cu vreo 40% mai mici decât prețurile de pe piața românească. Spune așa, fiecare din cel care merge acolo își asigură cheltuiala, cum am făcut și noi, ne-am dus pe banii noștri, am închiriat un microbus, iar ei se ocupă de tot ce ține acolo, organizare și așa mai departe. Trimitem anexat documentele pe care trebuie să le aibă cei care vin acolo și spune invitați și așa mai departe. Deci oamenii sunt foarte, foarte concreți, foarte serioși și au venit concret cu niște chestii. Acum, eu o să încerc, e timp foarte scurt, o să încerc să văd dacă pot dezvolta ceva pe partea asta de, exemplu, sunt turiști, concret. Nu știu, un om care are o pensiune, un patron care are o pensiune la Dărmănești. Ei au spus acolo, domnule, sunt foarte bine organizați. Ei au acele, cum erau înainte la noi, sindicate, ce erau. Adică, el îmi trimite 50 de turiști să stea la Dărmănești. La cine se duce? El nu-i trimite să stea în gara. Dar nu mă mici. La cine? Mă duc acolo, la pensiunea X, îți asigur cazare, masă și așa mai departe. Am dat un exemplu. Deci, de ce am ajuns noi și de ce am avut discuții cu Consul General, care este un adevărat român? Emil Rapcea este un om extraordinar. Dacă diplomația română am avea, nu știu, 50% din oameni, așa cum e Emil Rapcea, un om care are 70 de ani, țara asta cu siguranță ar fi în altă parte. A făcut foarte multe demersuri și a spus, și ne-a pus la dispoziție date. Din turiștii veniți în zona județului Bacău, știți cât reprezintă cei din spațiul sovietic? 80%. Deci noi toți ne uităm spre vest și spunem că vor veni, nu știu de unde, din Germania și nu.
Deci 80% din turiștii care vin în zona asta noastră, și vorbim de Slănic, de Târgoca, de... sunt oameni din spațiul ăla, pentru că au început să aibă venituri ceva mai măricele. Acele venituri nu le permit să ducă în Austria sau nu, nu permite la toată lumea. Și atunci găsesc România ca un, un potențial loc în care să se simtă bine. Și a doua mare problema lor, de când e conflictul între Ucraina și Rusia, foarte mulți din Ucraina mergeau înspre, și din spațiul Odessa, înspre Rusia. Acum nu mai merg, se orientează spre Rusia. Deci este o provocare, putem să fructificăm lucrul ăsta, putem să ne folosim în interesul de a atrage de acolo de la ei resursă, fie pe turism, fie pe partea de investiții, și sigur, poate și de la noi, concret, concret anumite. De exemplu, iar concret, unul dintre ei a venit și ne-a spus, doamne, vreau să fac o fabrică de mobilă. Foarte, a importat mulți ani mobilă din România, da? Și acum a zis că nu știu ce s-a întâmplat. Și a zis, domnule, am toată logistica, vreau să fac o fabrică de mobilă. I-am spus că la noi încă există lemn. Cât există lemn? Și a zis, sunt foarte interesat să fac o fabrică. Aveți acolo 5-6 care produc lemn? Să văd ce fel de lemn produc. I-am spus, domnule, discută cu producătorii din zonă. S-ar putea să vrea o esență care nu avem noi. Sper să mergea pe brad. Deci lucruri de-astea concrete, să ai desfacere. Așa am avut la Vista din Vulcănești, fac o paralelă, am avut o discuție cu acel, și cei care ați participat acolo, știți, cu Aiaz, cu reprezentantul guvernului turc la Vulcănești. Ne-am întâlnit acolo, am discutat, domnul colonel și domnul Desfa știu. Aiaz a venit de sărbători la Dărmănești și ca rezultat ne-a întrebat ce nevoie am avea noi aici vis-a-vis de oameni de afaceri. S-a legat investiția din partea unui investitor turc a unui abator la Dărmănești. Deci în perioada următoare vom avea un abator la Dărmănești care se adresează de la Onești și până la Ghimeș. În omul a închiriat, ne-a cerut o hală, nu am avut noi să punem la expoziție o hală, a închiriat hala de la ATA Dărmănești, hala centrală și 11.000 de metri pătrați, o investiție care s-a, nu știu, 1.200.000 de euro, cu două linii de procesare wire și vită, foarte modernă, adică e o chestie care anul ăsta investiția ar trebui să fie făcută. Am pornit de la o discuție, știți, acolo ne-am întâlnit, am discutat, omul foarte serios, a venit la noi, a văzut despre ce e vorba și iată că eu sper ca această investiție să fie făcută, pentru că rezolvă problema foarte mult multor crescători de animale care astăzi au voi sau vaci și n-au pus să vă gândesc la pentru angajări. Deci această... Haideți să vă spun. Da. Vreau să vă spun că dacă acest obiectiv va fi făcut la Dărmănești și astăzi, în momentul în care discutăm, eu vă spun că 99% obiectiv va fi făcut, va crea 50 de locuri de muncă. Noi bine, de muncă. Da. Și ce este, ce este foarte important, pe lângă deci, pe lângă acel abator, va fi făcută la Dărmănești o fabrică de kebab, cred că vorbesc corect, kebab, acel echip pe care le fac ei, care va avea sigla produs în Dărmănești. Știți că noi avem acel brand fabricat în Dărmănești, da? În total vor fi 50 de locuri de muncă. E un plus pentru, da. Și peste tot, acest Dărmănești va fi promovat prin sigla respectivă fabricată în Dărmănești. Mulțumesc că am ținut să vă fac informarea asta, pentru că cred că obiectivele noastre și țintele noastre sunt de a deschide orașul și a nivele personale, da? De a deschide orașul, pentru că resursele pe care le avem noi, am văzut că sunt limitate. Soluția este să aducem investitori în zonă, de asta m-am dus în Ucraina, nu să mă prim sau să pierdem acolo și mai mult decât atât, m-am dus și pe banii mei. Mulțumesc, intrăm pe diverse. Mulțumim, și domnule, eu aș vrea cât de scurt putem, pentru că... Are cuvântul domnul viceprimar. Da, da. V-aș ruga să mă ascultați doar două minute, să vă fac o scurtă informare în ceea ce privește iluminatul public la Dărmănești. Sunt permanent niște nemulțumiri legate de iluminatul public și din cauza aceasta cred că ar fi bine să știm ce se întâmplă în acest sens. La Dărmănești, iluminatul public este întins pe 85 de kilometri rețea.
Cu prinde vreo 1560 de stâlpi din beton, 90% aparținând societății E.ON. Avem 22 de puncte de aprindere sau cutii de distribuție și avem 1416 corpuri de iluminat public. Problema este a acestor corpuri de iluminat, care este foarte învechită. Corpurile acestea de iluminat sunt unele din anii 60. Ați văzut și dumneavoastră, în special în zonele periferice, sunt doar niște pârnii de care este agățat un bec. Uneori spânzurat. Nu este. Eu n-am permis să montăm un asemenea bec de când mă ocup de iluminatul public. Nici nu vreau să dau vina pe alții. Important este că, așa cum sunt, au rezistat până acum și poate este meritul becului și nu a celui care l-a montat. În zonele periferice avem sistemul de iluminat public pe principiul economic care funcționa acum 15-20 de ani în urmă, un stâlp da, unul nu. Sigur că toată lumea acum vrea să aibă stâlpul la poartă și să-i ardă, să ilumineze un pic zona din fața porții. Este normal, presupun. Mentenanța este asigurată de firma SC Dravid Electric SRL, știți cine, pe sistemul gestiune directe, conform legii 230 din 2006, adică legea serviciului de iluminat public și a legii 51 din 2006, legea serviciilor comunitare de utilități. Vreau să vă spun că noi am procedat corect, legal, am scos postul la PSA, nu s-a prezentat decât o singură firmă cu care vrem, nu vrem, lucrăm așa în condițiile care se poate. În luna noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, am avut și o verificare din partea ANRSC, care ne-a prins cu totul descoperiți. Vă spun că ei ne-au solicitat niște măsuri de care habar nu aveam, fiindcă nu lucrasem niciodată cu ele, dar le-am pus la punct în ședința anterioară, prin hotărârea de consiliu pe care dumneavoastră ați aprobat-o, adică e vorba de un regulament de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, de un caiet de sarcini, de stabilirea modalității de gestiune, gestiunea directă, așa cum am spus, și de elaborarea unei strategii locale a serviciului de iluminat public, la care se lucrează în prezent. Acum, ce să vă zic, sistemul de rețeaua de iluminat public la Dernonea știu că este din cele mai fericite. Ea este învechită cu în proporție de 60-70%. Nu vorbim de stâlpi, care normal sunt din beton și sunt pe pozițiile lor. Vorbim de restul. Celelalte componente care țin de iluminat public, adică lămpi de iluminat, becuri economice, fiabile, lămpi la fel de fiabile și sau nefiabile, dacă vreți, mai bine așa, de console, de aspectul estetic al iluminatului public. Sunt multe lucruri care trebuie luate în considerație din acest punct de vedere. Concret, deci pot spune că domnul primar, împreună cu serviciile de care dispune, are în vedere dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public la Dărmănești. Sigur, n-a intrat pe buget, pe investiții anul acesta. Avem și anul acesta. Dar, oricum, lucrăm la un proiect care se numește modernizarea sistemului de iluminat public la Dărmănești. Și concret se are în vedere demontarea și reciclarea și relocarea corpurilor de iluminat public, montarea de corpuri de iluminat public tip LED, adică din cele mai moderne, care au o putere între 30 și 82 de W, ele sunt foarte economice și au o durată lungă de funcționare. Din cauza aceasta se preferă și dă și un aspect estetic zonei stradale.
De asemenea, modernizarea punctelor de aprindere. Sunt unele dintre ele, le schimbăm sau le aranjăm din un buton acolo care trebuie manevrat în funcție de oră. De și mai mult decât atât, dacă s-a luat curentul, dacă s-a luat curentul cumva de la el, ăla dat peste cap și iar peste ușă și iar să curentul. Dar ziua s-a iubit, poate era cum am luat, am văzut, era 8. Nu, vă spun ce era și cu pecul, și era la sărături. După aceea, înlocuirea coloanelor de alimentare cu conductori de înaltă calitate. Avem zone unde mai avem încă conductori neizolați, ele fac atingere, mă rog, au oxidat în unele zone și mereu avem probleme cu rețeaua respectivă. E vorba de rețeaua din zona bisericii de la Plocu, mai avem și în zona Prăbubeni, în Brătulești, mai avem de asemenea, deci și firul ca atare trebuie schimbat. Apoi, înlocuirea sistemelor de fixare, ancorare a brațelor pentru sporirea estetice stradale. Avem cei care lucrează la iluminat public, le spune cârje. Să știți că în unele zone pe stâlp chiar avem niște cârje. Nu avem o consolă din aceea frumos aranjată. Acum, ce să vă zic, până în momentul de față am mers pe un sistem în sensul că am solicitat cereri. Sigur, cererea este mai incomodă, dar este mai utilă pentru noi, că pe seama lor puteam face niște comenzi, să procurăm materialele necesare. Am mers și telefonic, chiar dacă ați, mă rog, nu întotdeauna merge sistemul acesta, fiindcă telefonic găsește pe doamna de la secretariat, dar omul trebuie să-i dea precis numărul, strada și să dea numele, strada și numărul, ca să știm unde trimitem om. Dar în anul acesta am mers pe alt sistem, adică mergem în zona, în cartier, vedem ce puncte de aprins becurile avem acolo, aprindem în toată zona becurile, le vedem care trebuie să înlocuite și... Adică, ce spune domnul viceprimar, ca să fie mai eficient, am spus așa, domnule, nu mai așteptăm să sune omul sau... Da, că... să aprinde să... și becul pe care l-ați văzut dumneavoastră aprins acolo, era în situația... Nu, da, becul care era la sărături... Și ne ducem, vedem... Ei lucrau ieri în zona Brătulești, în zona, știe, Paierele unde, în partea de sus, și de acolo o rețea este tocmai pe strada energiei, în zona practică. Aici mare de jur, domnul Gigă. Păi nu, se lucra. Se lucra, adică a fost... Se lucra. Începe și ar trebui face comanda și la cărere. Exact, ce e acesta. Și e un lucru important. Spunea domnul ce primar avem 1400 și ceva de bani. Vă spune 80% din astea. N-au ce căuta peste. 80% sunt depășite din toate punctele de vedere. Noi am trecut, am schimbat 200 de lei. Anul ăsta am prevăzut în buget încă 300 de lei. 500. Anul viitor, dă Dumnezeu, mai punem ceva. În mare parte am spus străzile asfaltate, încercăm să le schimbăm și ați văzut că ne-am dus parte din ele. Dar în paralel am mers și cu, ce spunea domnul viceprimar, un proiect, se numește de telegestiune, pe care dacă reușim să-l implementăm, rezolvăm foarte multe probleme, telegestiune. Fiecare lampă, la un dispecerat undeva, spune să arsă o problemă cu ea, sau pot să regla atunci intensitatea luminii. De la ora 12 noaptea până dimineața, ard becurile astea la intensitatea maximă și nu știu câtă eficiență are, da? Sau opritul dimineața, pornitul seara, din telegestiune. E o variantă modernă, e la modă, foarte multe primării merg pe proiecte de genul ăsta, sunt scumpe, cu o finanțare din partea noastră undeva vreo 10%, dar asta e țintă. Iar lămpile pe care încercăm noi și le cumpărăm în bugetul local, se integrează în proiectul ăsta de telegestiune. Adică dacă... Să face economie, nu mai consumă energie. Pentru că, să știți, costurile cu energia electrică au crescut foarte mult, mă refer la partea de iluminat public. Și atunci, noi nu putem să facem altceva decât să montăm niște lămpi care consumă puțin și să reușim să economisim. Dacă mergem cu becurile care le avem noi și care nu sunt prea economice, deci este intenția și l-am rugat pe domnul Ciamar să facă o informare, pentru că
am avut senzația luna trecută că nu se face nimic în iluminat. Așa e. Nu vă informăm noi, poate e greșeala noastră că nu vă informăm, dar vă informăm și vă spunem. S-a făcut. Deci, este muncă. Deci, aseară am trecut pe strada Valea Odului, de adevăr s-a lucrat. La Cărănat. N-a funcționat iluminatul oriunde de zile efectiv la Cărănat. Dar ce am văzut? E de aici la Valea Ozului, la Țiganii, vechi, vechi, stâlp de stâlp, când se termină casele la Corbura, acolo nu mai e nicio lumină până la celălalt de case unde o alți casa. Deci, hai să pot, nu, adică ce propun? Să ai o continuare a drumului, că omul vine până aici în lumină și dincolo intră drumul și până aici, de aici. Să mai pune măcar un vechi din... Pe partea de rom, știți că au fost montate lampile alea pentru că avem camere video, au fost lucrate și da, am înțeles ideea, foarte bine. Da. E foarte intenția este pe toate străzile asfaltate. Să ducem strada până la capăt lumina. Pe toate străzile asfaltate, așa să punem lampile. Și dacă intervenim cu orizont, cu ce avem noi pe acolo, eu aș încerca să vedem cât acoperă alea 300 de lămpi sau cât putem noi scumpărăm anul ăsta, că la momentul ăsta suntem foarte, la aprobarea bugetului, suntem foarte, da, dar să vedem ce bani încasăm în bugetul ăsta, că banii nu sunt la noi. Și dacă reușim să luăm 300, 200, 500 de lămpi anul ăsta, toate străzile asfaltate, aș vrea să venim cu lămpi noi. Deci, unde zice dumneavoastră, nu este lampă. Unde a fost lampă și nu ar avea pe, au fost schimbați. Eu am trebuit să lampă. Nu sunt niște goluri de iluminație. Vine copilul seara și se oprește în întuneric. Vreau să spun că o să mergem să... punem lămpi și acolo unde se impun. Am înțeles, fac cere, faci cu cere. Da, deci noi din lămpile, când schimbăm lămpile astea și punem lămpi noi, parte din alea care le dăm jos, mai reparăm, mai cărpim. Nu e o soluție, dar le mai folosim bară, da? Și în zonele astea mărginașe, deci vreau să vă spun că anul trecut, prin schimbarea lămpilor noi, da, am mai pus încă 100 și ceva de lămpi în plus față de ce aveam înainte. Deci aveam 1300, aveam 1400, nu știu cât. Din nu mai la străzile asfaltate, majoritatea deci, sunt pe străzile asfaltate le schimbăm, punem lămpi noi și alea care le dăm jos ne ducem spre periferie. Asta vă spun eu, domnul Petre. Eu vă spun și după aia îmi spuneți dumneavoastră. N-ați mai circulat noaptea, probabil, în ultima săptămână și vă spun că în plopu, dacă mă ascultați, mă ascultați, domnul Petre. Aud. În plopu, toate lămpile, toate becurile ard, inclusiv astea de la pod în sat, cum spuneți dumneavoastră, mai puțin patru în tot satul, unde n-am avut lampă să... Și ziceți că ard, de la pod? Deci ulița de la Troiță încolo și până la Cămin, știți cât de becuri ard? Patru becuri. Toate ard. Am fost eu, am venit seara, de acolo... Eu zic că seara mergeți împreună și... Nu, dar era să-l mănânci un pene, că n-ai legi la comandă, Toma, nu râde. Eu am terminat, vreau să vă spun că în Procu am toate becurile, la fel în Părubeni și o mare parte, jumătate. Și unde ar vrea să nu am? Mulțumim! Eu aș vrea intenția noastră este clară de a veni în sprijin. Acolo unde sunt probleme, venim în sprijin și da, în măsura resurselor noastre. Mulțumim frumos! Domnul Mila, aveți cuvântul și 3 minute la dispărere. Da, am înțeles foarte bine, dar știți ce ați greșit. Trebuia să începeți de când s-a deschis diversul, să spuneți 3 minute. Spuneți-mi până acum cine vorbește 3 minute și vorbește 3 minute. N-am de aminte ce ați vorbit, dar cred că mă forțați să vorbesc mai mult. Vreau să vă întreb câteva chestii. În ce stadiu este fabricat în Dărmănești? Că au trecut alea 9 luni. Da. Și nu s-a întâmplat logistic până acum nimic. Adică întâlnirile cu producătorii și oamenii de afaceri din Dărmănești trebuia să le facem deja, cred eu. Și ar trebui, dacă a venit rezoluția, ar trebui probabil deja organizat un gen de ca să promovăm acest fabricat la Dărmănești. Și logistic aveam toate. Acum nu mai știu dacă vorbiți dumneavoastră tot din alea trebuie păi, în care cum e doamna președinte. Dar mie trebuie, da. Vă rog și pe urmă mai am încă două da, chestii. Deci fabricat în Dărmănești. Ne-a venit de la OSIM, ne-a venit toate chestiile alea. Acum, după aprobarea bugetului, trebuie comandăm niște timbre din alea, da? Deci trebuie să... Deci a venit de la OSIM. Da? Deci nu știu, mi se pare că mai avem ceva de plată. Ceva mai era de plată acolo, dar avem acea marcă înregistrată. Doi la mână ca să facem promovarea asta.
Ne-am gândit dacă facem promovarea, cum o facem? Chemăm, nu știu, producătorii bermănești și le dăm timbre sau ce. Nu. În perioada lunii mai, 12, 13 sau 11, da. Sâmbătă și duminică, la Dărmănești, vom face o manifestare aici, în piațeta din fața primăriei, un târg a produselor tradiționale care se adresează producătorilor de la Ghimeș până la Târgu Ocru. Și veți vedea aici oameni, nu știu dacă ați participat la Ghimeș, a fost târgul ăla de produse tradiționale, producători din fiecare localitate, împreună cu primari, cu consilieri locali, cu ansamblu de ce are el în comuna respectivă, prezenți la Dărmănești timp de două zile, da, să vedem cum se produce. Vom avea niște standuri montate aici. Am discutat și cu Gal Valea Muntelui și va fi în parteneriat cu noi. În târgul de animale vom avea cei care vor să vină cu animale să le prezinte acolo ce animale avem noi. Implicăm și Montesa, da, Asociația de Producție. E foarte important. Venim ca element de noutate pe toate standurile de producători din Dărmănești cu această, da, fabricat în Dărmănești și noi să avem o discuție cu oamenii noștri, producătorii noștri. Uite, domnule, ești producător, că mai avem și noi o problemă, fabricat în Dărmănești, dar ce pune la că ne întreabă? Adică noi avem o responsabilitate în moment ca autoritate care dăm această... Păi, vedeți, da? aici domnul primar, aici intervine chestia care... Noi n-am acționat probabil la timp și ar trebui foarte urgent listați toți producătorii, da. Și anunțați de pe acum, despre să avem sensul ca până atunci oamenii să fie pregătiți și cu siguranță. Element de noutate. Suntem în, da? Februarie. Avem martie, aprilie. Vorbim de mai. Dar poate mai sunt, da, persoane care până atunci s-au autorizau pe producția. Sincer, voiam să facem weekendul celălalt 18 sau 19-20, cu plan cu urcarea oilor la munte, pe 21 mai să urcă oile la munte. Dar este Paștele, nu Paștele, 40 de zile înălțarea la catolici atunci și au zis că ei nu pot veni și de asta am denunțat o săptămână înainte, da? Dar mi-aș dori ca aici să fie o manifestare, vor veni prezenți de la Ministerul Agriculturii, de la Direcția de... Da, așa e normal. De la... Comitații de Ajutorului, da. Bancă, adică poate primarii din zona respectivă. Oamenii din Parlament, care sunt... Oamenii din Parlament, parlamentarii zonei. Da, deci va fi o... Aici vor fi niște sesiuni de comunicări în sala asta de ședințe. Okay. Să venim să discutăm, să ne prezinte fiecare, nu știu, poate unul dintre ei prezintă prostul de una. Asta e brânză de la Ghimeș sau brânză de la Dărmănești sau nu știu de unde. Deci vor fi două zile de manifestări pe speța asta, în care acolo ne vom promova brandul nostru, da? Ca și localitate. Uite, domnule, ce am făcut noi, pentru că suntem siguri că am făcut treaba asta, nu mai e nimeni. Da? Deci, legat de eveniment, da. Cu siguranță veți fi informați. Lucrăm acum la un program. Doamna președinte, 3 minute, vedeți, vorbesc eu. M-au oprit, da. Și le lasă în primar. O altă chestie. Nu cred că persoanele care și-au făcut niște construcții în Valea Uzului, mă repet, în zona Tatărei, Valea Uzului, au autorizație de la OAT Dărmănești. Nu. Și atunci s-a trimis vreo amendă? S-a trimis autorizație cu arhitectul șef și am solicitat acum să nu de obicei, să mai strică construcțiile, să mă atenți. Să ne prezinte documentele care stau la baza, da? Până la acest moment nu avem un răspuns. Și o rugăminte? Ba, avem un răspuns în care spune că, atenție, pe care nu l-am la mine, spune primarul de la Sân Martin, da? Spune că ce e cu asta, că ce pețea cu făcea postul primar, cred că se referea la Cojocaru, că avem tendințe expansioniste, am adresat. Spunea că avem tendințe, ce treabă avem noi, cum de ne-am permis noi să facem. Da, o să vă rugăm. Și preotul de la parohia Poiana și Sărătruc are în intenție ca toate bisericele, cum ar fi logic și normal și probabil obligatoriu de dorul cel mai scurt, să-și facă o capelă. Omul de bun simț și cu multă dăruire vrea să-și facă un proiect, să atragă fond, să facă un fond. Este foarte interesant, m-am gândit-o, dar mă gândesc eu că noi în cadrul OAT-ului avem profesioniști a face proiectul și a găsi cât de cât. V-aș ruga, domnul primar, ca ordinator de credite și... Ordonator. Să ajutăm
și parohiile acestea de Opoiana și Sărătrucul, cu tot ce se poate, sau cu ce se poate, cu poate, să știți că am trebuit proiect, cu, dacă se poate, dacă ce este, se poate, ce ține de noi, da. Și mai mult decât atât, chiar cu fonduri, dacă este da. Nevoie. Anul trecut am ajutat părintele. Această chestie este obligatorie. Și pe Sărătruc, și pe partea de... A venit de la Bazău, deci acum așteptăm. Da? Deci, în primul rând, în primul rând, acolo, nu știu dacă v-ați aminte, care a reglementat terenul. Părintele avea o... Avea o hotărâre. Să rezolvat terenul. Da, în primul rând, avem un teren care este cumpărat de așa, și am zis dacte pe el. Pe partea asta chiar am zis că o să... Nu, nu, pe unde e biserica. De la Valea de Cimitir este un teren cumpărat, ca să se extindă cimitirul. Deci cu siguranță și a sprijinit toate și domnul Cârtușul. Ăsta este, terenul este în proprietate, cu acte pe el. Ăsta ar trebui să rezolvăm și această problemă cu terenul de sub cimitir. Ai rezolvat, domnule, am rezolvat. Da, am rezolvat. Terenul de sub cimitir, n-am dat hotărâri de Consiliu. La Sărătruc. Da, la Sărătruc. Nu, vorbesc și vorbesc de Poiana. La Poiana nu vorbesc de pe nică, dar noi am terenul de mic. Dacă ne mai puteți ajuta un pic, îți țin un pic locul ăsta. Ce putem, da? Da. Gata? Să vedem și dacă se întâmplă ceea ce probleme. În discuțiile care le-am avut cu cetățenii, cu unii dintre ei, mi-au cerut anumite lucruri. La Brădulești. La munte de unde s-a terminat asfaltul, de la Mitoșul Sus, atunci când s-a făcut asfaltul, s-a făcut tasarea terenului și cumva cu grejdele au lucrat acolo și acum apa se duce în curtea oamenilor, știți? Ar trebui un autogleder sau ceva, e zăpadul din ploile și păcat să ne bate într-o lucrare. Nu lucrarea atât de grea și nu suportă atâți bani. Asta cred că după ce se o suportă. După ce, da, după, nu acum. Nu acum, dar vine primăvara. Dacă, da. Iar lucrătorii de la ajutor social, tot așa mi s-au spus, o sectorizare a lor și adică pe zone să lucreze cu și să răspundă de zona respectivă din cadrul lor. Da. Da. Legat de ajutorul social, vreau să vă spun că ne gestionăm treaba aici intern destul de bine. Legat de ideea de a-i sectoriza, de a-i da. Acei oameni trebuie să fie coordonați de celălalt. Asta înseamnă eu scot jumate din primărie să-i trimis să-i sectorizeze, să stea unul cu ei și să le dea de lucru. Nu avem totdeauna, avem două, trei persoane care se ocupă de ei. Și atunci, mai eficient, ne ducem cu 20 sau 15 cât sunt într-o zi la muncă, de-a dus într-un loc, stă ăla, îi coordonează acolo, a doua zi ne ducem în altă. Cu cât îi împarți mai mult, cu atât eficiența e mai sală. Da, am înțeles. La iluminatul public, unii se caină când au lumină, în alte zone prea arg becurile astea și plătim la primărie. Deci tot așa de Dumnezeu, unde au de toate alții. Da, da. Deci chiar de la rafinerie ardea pe timpul zilei până la podul Boiești. Dar v-a explicat de ce? Pentru că se lucra. Acum suntem, să știți că am venit chiar, Doamne, vede unde cam lucrează. Lucrează la și aia, ce am dorit? O comisie pentru recepția lucrărilor care se execută. Deci am votat bugetul ăsta de venituri și... Nu l-ați votat, v-ați abținut. Ne-am abținut. Deci v-ați abținut, da? Și o comisie pentru recepția lucrărilor care se execută în cazul. Avem comisie, să știți că orice lucrare... Deci orice lucrare se face, aveți așa senzația că ascundem noi ceva? Nu, n-am zis nimic. Așa, se înțelege, da. Vreau să vă spun că spre deosebire de ce ați făcut dumneavoastră și cei care au fost înaintea mea, toate cheltuielile sunt pe site-ul primării. Domnule, ascultați-mă pe mine. Ați văzut că am făcut comisia asta pentru angajare? Da, nimeni n-a făcut lucrul ăsta. Și a angajat pe ochi frumoși, că ăla și ăla, sau care venea cu găina. Așa s-a angajat. Și eu am zis, domnule, hai să facem. Hai să facem. Da? Eu v-am spus transparență. Dincolo de chestia asta, v-am spus, toate cheltuielile sunt pe site-ul primării, avem comisia asta, dacă vreți, spunem și din Consiliul Local, n-am niciun fel de treabă. Dar eu am impresia că este și Consiliul Local. Suntem nimeni lucrare, dar nu se supără pe nimeni. Nu supără pe nimeni. Dar nu numai când se termină lucrarea, eu chiar vă recomand să vă duceți în timpul lucrărilor. Să le vedeți, doamne, ce-am făcut la lucrare. O situație, lucrări, poți să
da, eu n-am absolut nimic de ascuns și de asta încerc să fiu foarte transparent, foarte deschis. De asta am spus toate cheltuielile să fie puse pe site-ul primării, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Atenție, până în 2016 n-a făcut lucrul ăsta și le găsesc acolo. Poate mai uită, mai uită doamna la contabil șef să mai pună câte o lună acolo, dar îi amintesc și le... Pentru ședința din martie 2018, vrea compartimentul taxe și impozite să ne dea o situație a măsării taxelor și impozitelor, adică arestațiilor, la... La ce? Persoane fizice și juridice. Restanță, 2016. 2017. Păi, n-a spus statea. V-am spus în proședința anterioară că gradul de încasare 2017 a fost de 116%. Da, eu sunt sigur că a fost de 116%. Știți ce înseamnă asta? Că noi ne-am încasat mare parte din datoriile în 2017 și am mai încasat și din urmă alea care ne măsesc. Prin situația restanțiere. Da, acum, vă mai spun o chestie. Este, da, este prematur acum. Este prematur să discutăm de situație. Eu am văzut și am fost atent și la ședința trecută. Ai tu așa o senzație că dacă toată ziua îi chemăm pe ăștia și ne fac raportări situații, treaba e bună. Este prematur acum. Haideți să-i lăsăm, nu știu, pentru că oamenii au până la 31 mai. Da? Au 31 mai. Dar nu vorbesc de ăștia. Atenție. Omul când vine, atenție, omul când vine să-și plătească pe 31 mai, el dacă vrea să plătească cu reduceri, să aibă beneficii de reduceri, trebuie să plătească și coada, da? Și atunci, mulți dintre ei au 200 de lei de amintire. Nu vrea acum să-și plătească, plătesc la zero. După data de 31 martie, avem o imagine. Dom'le, uite. Nu se vă la prilii, domnule. Deci nu am nimic problema asta, nu avem nicio chestie. Dar sunt, da. Fără niciun fel de treabă. Și mai mult decât atât, v-am spus, consultați site-ul primării, găsiți acolo tot felul de lucruri. Legat de încasări, de ce facem. Adică eu, mai transparent de atât, dar nu știu ce să fac, să ies pe stradă și să-mi stric ceva. Nu. Da, deci nu ascund absolut nimic. Atât, mă. Mulțumesc. Eu am intrat direct în problemă. Deci, pentru ședința din martie, vreau un proiect hotărârii din partea dumneavoastră, tot inițiați dumneavoastră cu toate. Are loc să noi inițiem noi. Da, puteți inițiați dumneavoastră. Partizarea cotelor de combustibil și autoturismului care sunt. Ce se face? Să? Proiectul. Avem o hotărâre pe care ați aprobat-o dumneavoastră când erați. Nu, nicio problemă, dar se poate revedea și modul în care se face justificarea acestui combustibil. Dumneavoastră a spus de momentul când ați cumpărat aici, care este lățimea terenului? Am să vă pun la dispoziție cadastru, că am văzut comentariul și cineva spunea acolo, dar cine spunea că are 2 metri lățime calea ferată. Nu are mai mult. Uitați-vă, citiți dumneavoastră pe net, că da, eu vă spun ce am citit și eu. Cineva care, oricum, dar nu știe, a scris că are 2 metri lățime calea ferată. Și o spune, ce șosea, că eu mint cu minte ponta. Așa a spus că mint cu minte ponta, că noi nu avem ce, sau dragi, nu dragi, scuzați-mă. A zis că mint cu minte dragă, că nu avem unde să punem șoseaua pe 2 metri. Vreau să vă dau, da. Cunoaște, deci, doamne, avem cadastru. Da, avem cadastru și vă pot pune la dispoziție cadastru și voi uitați dumneavoastră în fiecare zonă. Poate într-o zonă e mai lat, poate într-o zonă e mai îngust. Unul la mână, doi la mână. Și în stânga căii ferate și în dreapta căii ferate, primăria este proprietate. Da? Despre ce vorbim? Deci noi terminăm de achitat acest drum, că nu l-am achitat încă. După aceea, o să trebuiască să facem îl intabulăm și facem un necesar. Băi, cât ne trebuie nouă pentru strada asta? 10 metri sau 12 metri, da? Am intabulat și diferența stângă pe domeniul privat. Sigur că da, noi suntem și în stânga și în dreapta. După care introducem un domeniu public. Și o să facem o stradă de 12 metri. Deci nu vă faceți probleme, că eu în momentul că eu sunt foarte zgârcit la bani. Eu vă spun așa ca prieten, ținem cont de. Sunt foarte zgârcit și nu o să vă vedeți pe mine dând bani. Deci dând bani aiurea pe nu știu ce. Deci asta e. Da? Vă dau cadastru și vă uitați exact. Ați spus dumneavoastră privitor la strada orizontului. Dar tot dumneavoastră ați venit într-o ședință de Consiliu și ați spus că, domnule, în momentul când au venit să asfalteze strada orizontului, cei care trebuia să asfalteze de la... firma, așa, ați mutat asfaltarea pe strada Chimiei, nu? Așa dumneavoastră ați spus. Atenție, confundați. Deci în momentul în care s-a pus problema să se refacă strada orizontului și numai orizontului și cea de-a au venit cu 150 de petece. Și au zis, pun un petec aici, pun un petec aici, pun un petec aici. Și din străzile alea făceau niște dalmațieni. Deci nu rezolva problema. Și am zis, domnule, uite, nene, uite care e problema. Nu te apuca să-mi pui 100.000 de petece. Pentru că erau numai de nivelări și nici nu era o soluție tehnică corectă.
Ce înseamnă PTC-le astea? Câte tone? Și am zis, nu știu, 20 de tone, 30, nu știu cât, le am în situație, da? Ia o bucată de stradă de la un capăt la altul și asfaltează. Și așa au făcut, nu mai știu care, ori stradă de la Părintele Prepeliță, ori stradă de la Energie până în Chimie. Deci bucata aia, tonsonul ăla cap-coadă, este la făcut. Atât avere, numai atât au fost? Atât, făcut. Atât. Deci toate cantitățile alea... Care veni de Energie și până în Chimie. Una din ele, ori aia de la Domnul Părintele Prepeliță, ori cealaltă. Deci toate acele, atenție, noi am vorbit de cantități, toate acele petece pe care ei trebuia să le pună pe unde le aveau, că aveau un calcul acolo, rezulta nu știu câte tone. Și tonele alea au fost puse ca coadă pe o stradă. Vreau ei cu o situație, cât s-a strâns în anul 2017 în taxa asta care se încasează, taxa de drum? Avem o situație, avem, o să vă punem nota să secretar și... Iar să se prezinte martie, acum o trecut destul de luni... Deja la martie lucrăm doar pentru prezentările... Un raport al poliției locale. Când n-a venit până acum să prezinte, deci noi am aprobat atunci salariul în iunie-iulie, și de atunci... Eu știu că anul trecut a prezentat... Nici nu l-am mai, nu l-am mai văzut, da, da. De asta. N-a fost un raport. Da? De câte ori pe an doriți să faci raportul? În fiecare oră? Da, a prezentat. Ponerea mea personală. Deci la anul trecut a fost un raport. Am trecut a fost un raport. Uitați-vă la raport. Deci, repet, este prematur în primul trecut, dar putem să ne apucăm de nu știu ce. Dar dacă țineți de aparat... Dar azi și nu urmă 3 luni. De la raportul când l-a prezentat, că e așa, are 3 luni și nu urmă. N-am nimic de tot. Poate să facă raportul fără nicio fel de tare. De obicei, cum se practică? Să vedem comparația. Nu din cauza că atunci au făcut o comparație. După da. La mii, da. 3 la mii, da. Prima mii parte, la mii. Deci, să vedem acum, e aceeași termen de comparație. Deci după prima parte a anului, vă spun eu, că se văd niște lucruri, pentru că, uite, vă dau un exemplu acum. Mașina poliției locală stă în curte pentru că n-am avut bani să cumpăr o planetară, pentru că n-am avut buget. Dar n-a să te curăm. A dat să-l păi dreapta, nu știu. Tot așa în ideea de a face un proiect economic. Sunt de acord fiecare serviciu. Vreau să vă spun că în cursul anului 2018, fiecare serviciu pe care îl coordonez din primăria asta va prezenta un raport de activitate. Cu siguranță. Da? Acum, momentul că e în martie, că e în iulie, pe asta, știți cum scrie în lege? Necesitatea revine și oportunitatea revine ordonatorul principal de pietre. Deci, cu siguranță, veți avea un raport din partea fiecărui serviciu, da? Care să fie concludent, ancorat în realități, ce au făcut aia, că și eu mă interesează, și pe mine mă interesează să văd eficiența. Să știți că chiar mă uit în fiecare zi pe rapoartele lor de activitate. Să știți că față de alte perioade, săptămânal, fiecare angajat din primăria asta, face raport de activitate scris. Le am pe masă. Uitați, acum este raportul de activitate. Vinerea se prezintă rapoartele de activitate și pe mine nu mă poate minți nimeni. În raportul ăsta general pe care îl va face poliția locală în luna iunie sau în martie, nu poate să vină să spună povești. Pentru că eu am toate rapoartele lor în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Și eu am o situație foarte... Eu raportul lor de activitate l-am la zi în fiecare... Da? Și știu exact ce s-a întâmplat și ce... Da? E normal, vor fi prezentate aceste rapoarte fără nicio problemă. Domnul Sădura, nu mai aveți întrebări. Mulțumim. Domnul Apetri, poftiți. Am intervenit cu domnul Zafă. Încă de a trebuie cu altul problem. Domnul Zafă, când intră, și domnul Zafă, când intră buldozerul, de face urmă în zapadă, mai ia de mea. N-are buldozer, tractor. S-a tractor. Vom vedea că vreau să zicem mai inteligent, eu greșesc. Nu, domnule, dar buldozerul. Așa, nu. Buldozerul să așa rog ăsta, tractorul. Rog, nu mă mai luați pe sacrificiu. Nu mai. Credeți-mă, nu, eu și mine m-a spus că nu avem buldozer. Eu nu am buldozer. Am greșit, poate eu... De asta n-am credeți. Deci când se intre, se intre pe toate străjele, măcar principale și ulițele principale, merg după până în capăt. Sunteți pe asta. A doua problemă care este. Dar spuneți cum am intrat pe acum. Am intrat acum, de manoare de drept acum, deci numai principală, acum la Păgureț. Pe ulițele nu. Da. Bun, iar azi abona mai mică. Alte probleme. Vă promit eu că dacă Dumnezeu și mai ninge, la ora 5 dimineața mă scol și veniți cu mine, da? Eu la ora 5 sunt pe drum. Eu sunt deja la ora 5 sunt pe drum. Și eu văd pe unde intră care e. Bine, hai, dumneavoastră nu mă rămâne. Da, păi cu mine și... Nu mi-e rămâne, trebuie să rămâne dumneavoastră. Da. Asta e problema. Altă treabă. V-am spus de atâtea ori și mai repede, da, ultima. Deci, sub pod, când intre microbuzul, deci o colește gălă în cap, cealaltă în cap, drumul e un grup foarte mare, se răsoarnă, domnul primar, puneți piatră, vă rog. Am pus și anul trecut. Nu-i pus acum, de recent, acum nu. Acum nu, din s-a bun, foarte bine, suntem bun și aici, corect, bun.
Altă problemă. Da, ați văzut, nu, bă, stați. Nu, nu, domnul, nu, 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 s-a pus vreodată piatra acolo, deci nu, nu, s-a pus. A, deci s-a da, dar s-a pus, dar în jurul în iunie, e cam așa. În iunie. Altă problemă. Când intră aterajul de asta acolo, de zebezerea, tot intră și iese de la plov. Pe partea când se duce, duc oamenii la stație la Pomănești. Deci ea microbusul, s-a merge la Germănești, în partea altă. Rog de zăgăziți partea stângă, carosanul. De fiecare dată. Nu o fost deloc, eu am intrat pe la genunchi. Iar mă contradice. Dacă eu țin cu oamenii, mi-a dat să fie șube. Te rog frumos că eu spun o problemă care nu reală. O altă problemă, m-a mai spus, mulțumesc că ați adus stația. Deci e microbus foarte bun. Asta și la popular. Nu, a adus altă. Altă problemă. Pe partea dreaptă, către grobul, când mergem către Comănești pe stația asta aici, v-am spus că sunt niște grob pe aici de bani. Deci nu mai intru microbuzele, o zic că nu vor să mai oprească stația acolo, pentru că n-ar să stea în stată să ia oameni. Deci sunt grob pe adreci. Poliția și pe adreci acolo, vă rog frumos. Deci nu mai insist și nu mai reedim, dar dacă am spus o dată, nu mai zic. Mulțumesc frumos. O folosire privat din urmă, comparativ cu o folosire de la urmă. Da, te rog să nu faci scris, te rog să nu faci scris, pentru că vă mai spun ceva. Toate datele care sunt, se consideră date din contabilitatea primării legat de punctual, ocolul X și ocolul Y, sau firma X și firma Y, ele au un anumit regim. Și eu mă pot apuca să dau niște documente, că nu faci trebuie o scrisă, dar în baza, te rog să invoci, nu în baza mandatului de consilier local și alege 544, cererea. Și eu îmi spun la tot ce exact se întâmplă. Exact, fără niciun fel de probleme. Deci o altă problemă, vis-a-vis de parcarea autoturismului în zona de Mănești. Mi s-a întâmplat mie, parchez mașina un pic mai jos de Feni, un domn de la poliția locală, bagă de ce trebuie, mă fără, mă arată semn. Era Bavarie. Lăsând asta pe parte, nu m-a deranjat că mă află, era niciun fel de problemă. I-am mai explicat, vezi că avarie, poate am o defecțiune. Ieri, nu mai departe, ieri, venind dinspre poștă, la spre centru, văd un cetățean că făcea pe stradă, partea carosară. Am vrut să opresc mașina, să-i văd, dar are parc, mai trotuar. Când mă uit, o utilitară. Era parcată. Era parcată pe trotuar. Un domn de la poliția locală mergea pe sensul și nu de nicăieri. Am oprit mașina și l-am întrebat și mi-a supărat. Mașina aia ce caută? Nu că l-am văzut, ci mă spune mașina. Zăpada era pe mașină intactă. Deci era intactă. Eu vă spun sincer și vă spun așa la regulile sunt la fel pentru toți. Mă bucur că acel polițist local l-ai văzut tu, pentru că eu o să-mi trag, dacă îmi dai și numele, e ideal. Te rog eu, dăm și numele, că n-avem nici niciodată. E vorba de domnul Balș. Deci domnul Balș. L-am notat aici, da? Pentru că el nu trebuie să aibă un tratament la un consultat și la alții. El mi-a zis că se duce să trimită, nu știu, echipaj, să vină, bă, dar ești. Deci, cu siguranță, poate nu se dau o scrisă. Dacă era din cu serviciu. 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 Așa, și ultimul problemă pe care vă ridic, adică noi chiar acum, vă rog frumos să interviți pe drumurile din cartierul Poiana, că sunt în un dezastru. Când a fost momentul, zis că e bine. E un dezastru, efectiv. Ce putem face acum, timoare cu testa? Bă, știu, sunt niște blocași de fiatru, niște balast, ăștia. Poate merge până la urmă. Și acum revin la ultima problemă, vis-a-vis tot de aceste pagini de socializare. Din păcate, simt că există un curent împotriva consilierului PSD. Nu spun din partea noastră. Eu m-am uitat acolo, am văzut toate postările tale, da, și am văzut punctul tău distant. Eu n-am mai zis, am pornit de la ideea că am cumpărat acest drum
ca să facem o șosea de centură, de nu știu care, și am ajuns la că n-are decât 2 metri lățime și nu știu ce. În ideea de transparență, eu public și pe Facebook și pe astea, proiectele pe care le-am... Dar mi se pare ceva normal ca să vă pe mine ceva deranjat. Deci o doamnă care, din ceea ce scrie acolo, abar n-am cine este, o doamnă de bun simț, cu educație cât de cât sănătoasă, a zis, sunt de acord cu proiectul ăsta, dar nu știu dacă este prioritar. Păi și-au scris o grămadă pe ea. Dar femeia a zis foarte clar, a spus, domnule, v-am votat, domnule Toma. Domnule, eu nu particip la discuții. Am văzut că noi să ați intervenit. Nu, dar pe mine m-a deranjat că după aia, din discuția de la șoseaua de centură, cum așa, cine erau vinovați? Erau PSD-iști. Nu e adevărat. Nu o luați așa, pentru că n-are chiar n-are nicio treabă. Nu. Ce vreau să punctez eu, domnule primar? Noi lucrăm acum sunt 2 ani. De când lucrăm împreună. Presupun că în afară de câteva cazuri, cum a fost cel de buget, cu bugetul de astăzi, iar eu m-am abținut să-l votez tocmai din cauza faptului că nu am văzut satul pe niciun proiect acolo. Pentru asta am fost, acum, nu cum a... Acum... Consilierii PSD nu v-au frânat în activitatea dumneavoastră nici în un vreau să spun caz. Un lucru legat de abținerea. E dreptul oricărui consilier să se abțină, să voteze pro, contra. În schimb, când au fost proiecte pentru candidatul pe care tu îl reprezinți cu acele, cred că cu proiectele din Poiana început, cu acele șanțuri, frigole betonate, toți ceilalți au fost de acord. Da? Voturile la oameni, toți ceilalți consilieri, vorbesc de toți, au fost de acord. Când a fost proiect legat de, nu știu, de podul de la toți consilierii au fost de acord. Adică nu trebuie să privim cu mulțumiri. Da, nu trebuie să privim, atenție, nu trebuie să privim punctual. Anul ăsta avem niște proiecte. Anul viitor vom avea altele. Anul trecut am avut altele. În ce situație ești tu dacă în luna august, să zic, vom depune proiectul cu asfaltările din Poiana? Ce ar trebui să facă ceva să spună? Ce ar trebui ceva să spună? Doamne, nu votez că nu sunt... Fiți convins că în această ședință de Consiliu și tot de pe locul ăsta unde mă aflu aici, dacă mă voi mai fi consilier, voi o să... Ideea este că nu trebuie să fim părtinitori. Eu am încercat să facem câte ceva în fiecare cartier. Și lucrurile încep să se vadă și faptul că, și de-aia am insistat pe ideea, oameni buni, 45% din banii care noi strângem se duc pe investiții. Este, vă spun, nu e o laudă, ci este o realizare dacă reușim să strângem banii ăștia și să facem investițiile aia. Uitați-vă, vă rog, repet. Vă dau o soluție. Din 5.000 mile de la diverzi la proiecte, 100, să zic așa, și vedeți. Ăla este proiect european. Eu n-am cum să mă duc să iau lucrurile. Dar poți să-mi dai pe prezentare. Oameni buni. Înseamnă că doamna... Oameni buni, despre ce vorbim? Trebuie să fie mai explicit. Deci, proiectul Lacoș-Lipes este proiect aprobat prin Părintele. Deci știți cu cât venim noi acolo? La 4 km și jumătate de drum. Noi venim cu 2 miliarde sau deci, cât e contribuția noastră? Iar 48 de miliarde. Întrebați-vă pe mine dacă nu știu. Nu punem noi acolo. Dar nici nu aveam de unde să punem 50 de miliarde să asfaltăm drumul ăla. Sunt fonduri europene. Deci un asterisk frumos și un vechi. Așa e bugetul. Deci, eu întrebați-vă unde și noi rezultatele... Nu a trecut bugetul? Cum? A trecut bugetul? Sigur că da. Așa că nu mai este. Dar vreau să vă spun ceva. Rezultatele, dacă sunt bune, da, sunt ale echipei. Pentru că toți facem parte din Consiliul Local și vă spun eu, după 4 ani de zile o să tragem în linie și o să spunem, băi, în mandatul ăsta de 4 ani a reușit să facem asta pentru că lucrurile făcute rămân. Nu, dar mi-ar plăcea dumneavoastră sau cei care sunt în apropierea dumneavoastră să spună, bă, totuși, oamenii ăia de la PSD nu au fost o frână, o să se întâmple de alte comunări, că mai asta în cazul care nu am început campania electorală. Eu n-am început campania, n-am nicio treabă, dar mă așteptam astăzi pe felul cum am gândit bugetul, pe felul cum investim, pentru că mie mi-era foarte ușor să fac ce s-a făcut înainte. Adică să mă duc cu 80-90% cheltuială de funcționare, să nu pun oamenii angajați din primărie în cap și să le măresc salariile cum au făcut alții, da? Noi am mărit salariile în iulie, fiecare a câștigat cât a câștigat și am ținut cât de cât salariile
care nu sunt mici, constante, da, sau le-am scăzut, cum este cazul doamnei, da, cazul doamnei a scăzut, ca să avem niște bani de investiții, pentru asta. La demnitare a scăzut că aveau 300 de milioane și doamna își permite, n-avea să luați de la unul care are 2.000. Da, deci unei au scăzut, dar ce vreau să vă spun? Ideea este că îmi doresc să rămână lucruri după mandatul meu, cel puțin, da, ce a fost ca și consilier, faptul că anul, sau până acum am închis cu 5 km de asfalt, plus o realizare care nu poate contesta nimeni, faptul că anul ăsta am propus încă 5 km, nu poate contesta nimeni, faptul că am reușit să cumpărăm baza aia sportivă, nimeni nu poate să, da? Deci noi, în anul care am închis, am cumpărat peste 70.000 de metri pătrați de pământ. 40.000 de aici și cu 33.000 de acolo, 70.000. Dați-mi un exemplu, în ultimii 4 ani, în care s-a cumpărat ceva. Cu excepția terenului care a fost la stația de epurare acolo, n-a cumpărat primăria un metru pătrat. Noi cumpărăm. Asta ce înseamnă că vrem să ne dezvoltăm. Asta ce înseamnă? Că intenția noastră este să ridicăm comunitatea. La ultimii 4 ani s-a mai făcut grădinița cu program prelungit, s-a făcut... Povestea spusă de domnul consilier Roman, după ce am preluat mandatul, suntem la diverse acum, a zis că a rămas în primărie foarte mulți bani. Toate proiectele care le-am făcut în 2016, din banii care i-a lăsat PSD-ul. Toate proiectele care le-am făcut în 2017, din banii care i-a lăsat PSD-ul. Bă, frate, ce de-aia, suntem în clasa a treia și credeți că... Am fost practic care s-au deruat, asta poate am fost. Nu știu ce e. Întotdeauna să deruat. Domnule Zvas. Tot legat de chestia asta, tot de pe acea pagină. Că, că mandatele trecute PSD-ul n-a făcut nimic. Și-o mai extrajudicat domnul Zvas. Domnule, sincer, haide să discutăm o ce... Nu, dar știți ce? Domnul Zvas, și a ridicat, iar lumea nu știe. Iar lumea nu știe că prin aceste două degete noi aprobăm anumite lucruri. Corect. Dar atenție, ați votat anumite hotărâri. Nu știu, 80%, 90% ați votat altele nu. Cum a fost astăzi pe buget. Adică dacă eu mă duc și spun, nu știu, au fost mai mulți oameni care au zis, da, domnule, hai să votăm. Dar dacă mai mulți oameni nu înțelegeau că este oportun să investesc 40%, 45% din buget în investiții și să abținau cum v-ați abținut dumneavoastră, nu trecea bugetul. Și nu făceam 5 km sau ce ne-a propus. Exceptând bugetul de astăzi, în proporție de 99,9%, consilierii PSD-au votat proiectul. Eu mă bucur. Acum știți ce mi-aș dori eu foarte mult? Să, dincolo de acele teme de casă politice care unii sau alții mi le dau de la centru de acolo. Domnule, nu votați aia, stați în putut. Pentru că și eu am văzut cum se pune programul. Noi trebuie să fim și noastră să fiți aici foarte cerebral, pentru că noi lucrăm pentru comunitate. Nu un telefon de la Bacău sau de la nu știu unde ne spune, domnule, dă-mi cap la primar, nu fii de acord cu investiția aia. Nu ne ajută asta. Pentru că la un moment dat, Sub cuvânt de onoare, eu nu am cunoștință sau nu mi-a spus cineva vreodată, domnule, trebuie să votezi. Am văzut câtă reținere ați avut când s-a votat partea aia cu gunoiul, știind foarte clar că era o obligație, nu aveam niciunde, nici în stânga, nici azi. Toți stăteați așa ca niște fete mari, liniștiți, nu știu ce. Da? Pentru că cineva a fost bărbat, cineva aprecia foarte în condițiile în care domnul președinte a Consiliului Județean Brașoveanu, fusese la el cu o zi înainte, mi-a spus, domnule, toată lumea trebuie să voteze, eu vorbesc cu băieții de Andrămaș pentru că e o prioritate. Vin de acolo și mă la dumneavoastră și toată lumea. Mulțumesc, gata, oprim. Anul trecut am cerut într-o cerere scrisă, bineînțeles,
spre îngrijire un teren lângă cimitirul catolic. Nu se dau prin cele deschisă ferestre în calitate de consilier local și foarte clar care e procedura. Deci nu spre folosire, să ținem cont lucrul ăsta. Nu avem terenul spre folosire. Nu avem. Noi avem terenul spre închiria sau spre concesiune. Tu ce ai cerut acolo, e ilegal. Adică să vin să-ți fac o dedicație, să mai ne prezici. Nu, vă spun imediat și de ce. La ora actuală, în zona respectivă, sunt o grămadă de culoare. Dacă vedeți acolo, vă ziceți. Da. Am cerut tot în cea respectivă să se pună măcar un, o pancardă prin care să specifice clar aruncarea culoarelor interzis. Deci de-aia n-am dat cu ăsta. Nici dar partea a doua unificat. Bine, foarte bine să știu eu. Dacă e văzut cineva, a părâns, a dușat de drumat. Atenție. Lângă bărăul ăla, dacă plouă acum, nu o să fie toate gunoaile. Deci noi avem o hotărâre de Consiliu care spune așa, aruncarea gunoaielor pe domeniul public sau privat e amendă. Nu trebuie să-i pun omului... Omului trebuie să-i punem în ziua de azi. Le punem acele anunțuri ca să le amintim că vine amintea. Dar pe care l-am prins... Pe care l-am prins la moment dat, nu stăm, să știți că nu stăm, să, dacă n-are parcă... Dacă nu-i arăți de două ori același lucru. Bun, o să mai punem. Și știți care e problema cu anunțurile astea? Le fură ăștia imediat. Azi le pui mâinile aia. Am fost și pe care le-am fost și pe care le-am face. Speram să nu se întâmplă. Da. Ce măsuri se pot lua pentru curățarea pădurii de acolo? Da. Pentru că deja este impuntat râul. Deci, dacă plouă cumva în fiecare care... În primul rând, cea mai bună măsură este să se amendăm de cei care aruncă. Și lucrăm la treaba asta. Și uite, raportul care o să vedeți pe poliția locală, o să vedeți că are activități. Doi la mână, pentru că noi sunt atât de mulți care aruncă, încât noi nu avem suficient oameni care să strângă. Doi la mână. Punctual, în fiecare zi, avem acțiuni de salubrizare. Pe diverse, pe lucră, da. Pe lucră, pe... Numai de pe zona asta a... nu, a... Gârlei Morii, sau cum zicem noi. Da, zone, pe Gârla Morii, absolut nu știu dacă ați văzut aici în față, sunt niște, niște containere din astea de bidoane de plastic. Pentru bidoane de plastic, în spate acolo. Da. Deci am strâns vreo două camioane de bidoane de plastic, numai de pe zona Gârlei Morii. Da? Și în continuare. Ceva să vă rog să le strângem în continuare. Gârla Morii, trebuie să știm ce ne-a văzut. Ca o casă din făcut până în Gârlă, tot aia de zonă. Problema știți care? Vine de pe Pârâu Boi, știți de unde vine tot felul de gunoaie și se strâng undeva. Acolo erau multe de bidoane de plastic. Deci peste tot. Deci primul, cea mai bună măsură este aia cu ircitim. L-ai prins, i-ai dat la mine. Da? A doua este aia de strângere și așa mai departe, de prevenire. Eu am spus și în ședința trecută că, înainte de Paște, vom avea luna curățenie și fiecare ne putea în zona respectivă. Fiecare. Deci, mai aveți probleme la urmă, să zic, că de pentru anul trecut, în trebuie, până la ședința din luna martie, când trebuie să-l pun pe site-ul primăriei și să-l publicăm. Deci raportul 1 ianuarie 31 decembrie 2017. Mi-ați dat anul trecut în urma controlului de la prefectură, doar pe perioada aia de când ați fost validați, până în iunie anul trecut. Iar acum trebuie să intrăm tot anul 2017. Acum arăți eu un pic, da? Cu paranteză. Asta e ca măsură că dumneavoastră ați cerut rapoarte la aștia, știi? Doamna secretară, ia să ceri și un rapoarte ca să ne urmă. E ilegal, e o chestie. Dar și e o problemă. O problemă. Pe terenul ăla. Da, da, vă rog. Asta e singura problemă. Deci am fost și unul și mai aprobată. Ce-a zis, da? Nu, am dedicat 3-2 probleme. Haideți. Sincer, mă cred, am văzut că ei scură. Păi, dacă nu astea a schemat, nu e ce a zis lucrat pe ori. Dar mai vedeți alte ce, băieții de alte ce, consiliere ce... Păi, dar văd că vorbește la... La podul de la Sărătruc, acolo la Bratul. Deci, anul trecut s-a reparat pe podul, nu? Tot, s-a vopsit, s-a vorbit, nu știu ce. După 50 de ani de la ultima reparație. Mai sunt precizat, numai să vă spun. Din remorci cu material lung, în loc să se înscrie acolo, el face culpa de asta în vremele. Au rupt iar toate astea. Acum iar referăm podul. Îți mai să fie tot la vremele. Ar trebui pus acolo, 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 acolo,
S-a supus că se întoarcă. Întrebați poliția locală. E bine că se împrăturie. Știu băieții de la poliția locală. Întrebați. Da. A, nu trebuie să avut. E bine că s-a neapărat. Dar poți să spunea chiar toate lucrurile. Materialele nostru, 18 metri și nu se cadrează. Și normal lupii podul. Că doar noi podul. Ăștia vă spun eu că le dau temă de casă. Vrei și tu ai să-i. Nu, dar numai să vedeți. Trebuie. Da. Un stârv la Iosu Ștefan a depus știri, el, aici la primărie, am ridicat eu de aia o problemă. Tot se face extinderea pe stârv. Este strada aia de acolo care tot ce ne-a făcut și roman, să nu se întunecoasă strada aceea de acolo. Acum, legat de stârv, e foarte ușor doar le trebuie un stârv. Noi acolo ne trebuie un proiect de extindere. Că n-am cum să mă duc să pun stâlp, că nu mi le-a nimeni în calcul. Eu trebuie să fac un proiect de extindere așa cum fac așa la păcutem. Deci trebuie să am un proiect de extindere, o lungime de stâlp. Haideți să facă un nou primar, de-a dat tatăl. Așa să facem, dar ne întoarcem la buget. L-ați aprobat bugetul? Iar mă rog. Da! L-a aprobat? Da! Îi puneți stâlp, domn primar, că v-a aprobat bugetul. Domnul, ați aprobat ca o să. Așa, căutați stâlpul. Ai vrea să... Nu, hai, nu o facem la ușa. Hai să-l încheiem și să-l mulțumim pentru participare în seara.